Să avem o discuție foarte, foarte interesantă, sunt absolut convins, atât prin invitații pe care o să-i vedeți în podcastul EVZ Play, dar sper ca și voi, cei care vă uitați la acest podcast, să accesați toate aceste variante prin care putem intra în legătură directă. Fie că e vorba de telefon, pe care o să-l vedeți afișat imediat pe ecran, este 0729729578, dar o să-l vedeți scris pe burtieră, fie prin canalul de Zoom, fie prin Skype. Vom sta de vorbă, discutăm, pentru că eu nu refuz să cred că suntem idioții Europei când vine vorba de chestiunea asta legată de vaccinare. Deci chiar nu cred treaba asta, da? Pentru că în momentul de față, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Europa, nu ne uităm mai departe de Europa, sunt și alte țări în lume în care povestea asta cu epidemia de coronavirus, cu pandemia de coronavirus e un dezastru, dar avem în Europa țări în care numărul de infecții crește vertiginos. Avem Elveția, Croația, Serbia, Macedonia de Nord. Avem însă și în Ungaria, și în Polonia, și în Franța, și în Spania un număr în creștere de cazuri. Se vorbește deja de valul 5. Mai toată lumea acționează pompieristic. Asta vreau să discutăm astăzi, că e foarte important. Autosul de voci care spune așa, dom'le, sunteți cretini, românii, nu... Bun, am înțeles, nu ne-am vaccinat. E o mare problemă. E o problemă. E de discutat de ce... Cine ar fi trebuit să aibă mai multe responsabilități în campania asta de vaccinare? Putem vorbi mult, deși o să vedeți. Mirel Palada, care va interveni în podcastul de astăzi, are o teorie foarte interesantă apropo de procentul de vaccinați în România. N-a zice că stăm chiar foarte rău. Dar, pe oameni buni, hai să nu mai luăm așa, noi suntem idioții Europei, da? Uitați-vă, sunt țări cu procent mare de vaccinare, sigur, nu au atâtea decese. E de discutat și aici, de unde vine numărul de decese, ce se întâmplă, știu ce. Dar când vine vorba de măsuri, că despre asta vorbim, de la certificatul verde, în România se anunță o lege mizerabilă privind certificatul verde, mizerabilă, da? E o dispută întreagă în Parlament despre cum să arate, ce să se întâmple, cine are voie cu certificatul. O să purtăm și o astfel de discuție. Dar sunt și alte țări din lumea asta în care, când vine vorba de măsuri împotriva pandemiei, lucrurile sunt haotice. Adică de la o zi la alta și ei schimbă tot soiul de lucruri. De la o zi la alta zic, bă, hai să nu-i mai lăsăm să intre în magazine. Bă, nu e bine, mă, de ce moare economia? Bă, hai să nu-i mai lăsăm să iasă pe stradă. Păi da, mă, dar ce ne facem cu aia care sunt nevaccinați? Cum se întâmplă în Austria? Nu-i mai lăsăm nici la plimbare? Bă, la plimbare îi lăsăm. Dar cât de departe de locuință îi lăsăm? Păi în cel mai apropiat parc de locuință. Bă, și dacă îl prindem într-un parc în altă parte, nu știu, ne amendăm cu cât? S-a ajuns la amenzi de 1400 de euro pentru astfel de chestiuni. Adică undeva ceva e razna. E clar că e o lume obosită. Sunt aproape 2 ani de pandemie și e clar că o luăm razna cu toții, fără discuție, din multe puncte de vedere. Da? Eu mă înscriu primul pe listă, am luat o razna. În astea 2 ani de zile trebuie să mărturisesc. E o demență. Da? Adică viața mea, a familiei mele s-a schimbat în mod radical. În sensul prost al cuvântului. M-am săturat, mi-e scârbă de stat toată ziua în casă, de intersecții, deși sunt un om vaccinat și așa mai departe. Toate discuțiile însă pe care le am cu prietenii că atunci când ne întâlnim în rare ocazii sunt de fiecare dată aceleași. Băgalea și măsa de discuții, da? Despre virus, despre pandemie, mai nou, sigur, să mai discută și despre partea asta politică, cine o să fie prim-ministru, deși pe mulți îi doare în fund de cine o să fie prim-ministru în momentul de față în România, numai politicienii nu înțeleg asta. Dar toată lumea vorbește despre certificatul verde, segregare, bă, ce urmează, vine valul 5, bă, tu te-ai vaccinat, când, de ce, cum, se consideră că ar trebui să ai certificat verde dacă ești trecut prin boală sau nu, nu ai asta. Certificat verde, coronavirus, vaccinare, te saturi la un dat, e oboseală. România are o grămadă de crize, dar eu spun mereu că cea mai groaznică criză din România este o deja instaurată criză de nervi în această țară. Pentru început intrăm în legătură directă din Austria cu un domn căruia îi mulțumesc foarte mult că e alături de noi astăzi. Este domnul Alex Todericiu, pe care o să-l vedeți imediat pe acest video, unde o să vă vedeți și voi dacă intrați prin Zoom sau prin Skype alături de noi. Îl salut deja pe domnul Alex Todericiu. Domnul Alex Todericiu este un român cu experiență de viață fabuloasă.
Este un om care a studiat la Paris, la Sorbona, trăiește de 20 de ani în Austria însă și o să vedeți, are și voința și putința de a ne vorbi foarte clar despre ce se întâmplă în momentul de față în Austria, unde nu sunt nici acolo lucrurile foarte clare, dar să nu mai povestesc eu, ci să-l loc pe domnul Alex Todoriciu să ne povestească. Domnul Todoriciu, mulțumesc încă o dată că sunteți în podcastul EVZ Play. Care e situația în acest moment în Austria? Ce se întâmplă în momentul ăsta? Lucrurile sunt clare sau și la ei e o brambureală, cum e cam prin toată lumea când vine vorba de măsuri anticovid? Vă rog. Singurul lucru, domnule Turcescu și stimați participanți la această discuție și ascultători, e că nu e nimic clar. E o lume bizară în care trăim și în Austria, o lume care amintește de Kafka, o lume în care cei vaccinați odată, de două ori sau de trei ori, cât și cei nevaccinați se întâlnesc pe stradă din diferite motive, o lume în care domină frica, în care domină un conformist triumfalist, convingerea privind nevoia medicală, comoditatea, solidaritatea socială și așa mai departe. O lume în care de câtva timp încrederea în politică scade vertiginos și o lume în care, bineînțeles, pentru standardele austriece s-au vaccinat încă mult prea puțin. Cât sunt în acest moment vaccinați, domnule Todoriciu? Un pic sub 2/3 din populația care ar fi putut să se vaccineze. La nivelul țărilor occidentale, însă Austria e la sfârșitul listei. Da, e nefiresc, ca să spunem așa. Continuați, vă rog. Dați-ne, vă rog, câteva input-uri, câteva, să spunem, o perspectivă în legătură cu viața austriacului de rând. Cum curge ea în momentul de față, apropo de ceea ce înseamnă certificat verde, restricții, viața celui nevaccinat în comparație cu viața austriacului vaccinat? De două zile avem o situație neobișnuită. Avem un lockdown parțial care face ca, teoretic cel puțin, vreo 2 milioane de cetățeni să trebuiască să stea mai mult pe acasă. Un lockdown parțial pe care specialiștii, virologii, nu prea cred în el și se așteaptă, speră, bineînțeles, dar se așteaptă să nu dea rezultatele scontate, să nu scadă picul de numărului mare de creșterea îmbolnăvirilor. Pe de altă parte, politicienii care se ceartă cu sârg între ei, și, pentru că și acolo evident, se ceartă politicienii? Deși n-au de mine, bineînțeles. Bineînțeles, ambele partide politice care formează guvernarea actuală în Austria, respectiv Partidul Popular și Verzi, au clientelă politică diferită. Având conștientă politică diferită, slujesc, fără să o spună pe față, probabil și interesele clientelei politice, nu doar interesele generale ale statului. Ca urmare, așa cum am mai spus, s-au ajuns la niște situații relevate și de presă și de oamenii de rând, absolut stupide, în care polițiști, să zicem, nevaccinați, controlează identitatea, statutul medical pandemic al unor vaccinați. Un nevaccinat n-are voie să meargă să cumpere dintr-un magazin care nu este de nevoi fundamentale, dar are voie să muncească acolo, că trebuie să muncească, ținând masca la gât. Nevaccinații, am mai spus-o și asta și a tras atenția, nu au voie să meargă la cinema, dar la anumite structuri de loazir, cum ar fi bordelurile, se pare că pot să accedă. Incredibil. Deci la bordel pot să meargă, dar la cinema nu pot să meargă. Adică e o chestiune. Toate aceste afirmații, când vorbim despre Austria, care e un stat federal, trebuie să știm un lucru. Austria e formată din 9 landuri. Așa. În aceste landuri, cadrul general este dat de federație, numit Bund, legile, dar landurile pot să năsprească diferitele condiții și au și făcut-o. Și de-aia v-am spus, avem impresia, apropo, ați spus dumneavoastră, ce e clar, nu e nimic clar, avem impresia cum că ar fi aproape 9 virusuri diferiți, care acționează 9 landuri diferite, după reguli diferite. Sigur, cresc îmbolnăvirile. Sigur, a început triajul medical în spitale pentru toți.
Dar tragic este din perspectiva mea că asistăm la o desolidarizare socială și aceste măsuri COVID cu jumătate de măsură tratat prin lockdown nu fac altceva decât să polarizeze societatea și să o împartă în două mari părți, care nu e un lucru pozitiv. În loc să avem o solidaritate, avem o desolidarizare socială datorită politicii care acum, mai mult ca oricând, practic divide societatea. Domnule Todoriciu, în România exista și există în continuare, e adevărat, pornită de la o dezbatere de aici, din podcastul Evenimentului Zilei, în urmă cu câteva săptămâni, aproape o lună de zile, când a fost prezent un medic, Lucian Duță, există o dezbatere puternică despre tratamente altele decât vaccinare, tratamente, sigur, valabile, une dintre ele în faza incipientă a bolii. În România ne confruntăm cu o lipsă acută în spitale, nemai vorbind în farmacie, acolo nu există așa ceva, chiar pentru unele antivirale care înțelegem că se mai găsesc prin alte țări ale Europei, cel puțin. În Austria îți poți cumpăra, nu știu dacă se numesc la fel, să zicem, nu știu, Remdesivir sau Favipiravir sau medicamente în această categorie cu care se tratează fazele incipiente ale COVID-ului sau și acolo lucrurile merg exclusiv pe varianta vaccinării? Există evident varianta vaccinării, care este cea promovată de guvern. Există diferitele tipuri de tratamente cu anticorpi autorizate deja de Agenția Europeană a Medicamentului, dar cu costuri mari, 2500 de euro pe tratament. Da? Game changer par a fi acele medicamente care vin acum din urmă, Molnupiravir și Paxlovid, dar nu sunt încă autorizate. Da. Problema se pune în felul următor. Schema de tratament împotriva urmărilor acestui boli nenorocite este diferită în Austria, completează pe cea românească, Nu este eminamente diferită, dar există niște accente locale. Eu acum nu sunt medic, nu pot să-mi permit să dau eu în podcastul dumneavoastră opinii medicale, ar fi ridicol. Pot doar să vă spun că ivermectina a ajuns din urmă și în Austria, care se sincronizează într-un fel, dacă vreți așa, cu temele de discuție din România. Un șef de partid al Partidului Libertății, domnul Herbert Kickl, care este la ora asta pozitiv coronavirus, făcea glume despre ivermectină. Despre ivermectină, în ziarele austriece din ultimele zile se poate citi că populația trebuie să fie atentă, să nu se lasă dusă în eroare privind eficacitatea acestui medicament. Chiar cei care îl produc au atras atenția acest lucru. Deci, iată, au fost câteva teme care au existat în presa română de mult timp, despre ele nu s-a discutat până acum în Austria, dar iată, ele ajung în situația dată să țină capul de afiș și la noi. Să nu uitați însă, marea problemă a Austriei la ora actuală, despre care se discută de la cârciumă până la televiziunea ORF, e de fapt bulibășeala în care politica încearcă să facă față, fără a face față coerent, în comunicare, nevoilor oamenilor. O săptămână de lockdown a anunțat acum Institutul de Înalte Studii de la Viena, costă în jur de 1,5 miliarde de euro. Wow. Dar ce fel de lockdown? Ăla cu jumătate de măsură, care poate nu e eficient, sau cu adevărat lockdown-ul real, dur, care este pentru toți la fel. De aceea, credibilitatea politicii este una grav avariată, pentru că nimeni nu știe de fapt ce va veni. Și atunci, e clar că rectorii universităților de medicină, cel din Viena, vicerectorul Wagner, a spus, nu va merge așa. Va trebui totuși să ajungem la un lockdown dur, astfel, deocamdată, pierdem vremea și este în detrimentul oamenilor care din ce în ce mai mulți au început să moară și pe la aici prin spitale. Pentru prima dată, Austria are o rată de mortalitate în spitale de zi de peste 100. Îmbolnăvirile le știți. Rectorul Universității de Medicină din Graz a venit cu o propunere care a spus ar fi mult mai simplu
ca fiecare cetățean care primește a treia vaccinare, deci practic toți cei din Austria care își vor lua această decizie cu de la sine putere, să fie clar, cât și cei care nu s-au vaccinat până acum, dacă până la 1 iulie anul viitor se vor vaccina, să primească o bonificație neimpozabilă din partea statului austriac de 1000 de euro. Iar după 1 iulie, vaccinarea să fie obligatorie pentru toți. Din perspectivă strict macroeconomică, povestea s-ar putea să fie chiar mai convenabilă pentru statul austriac decât să facă un lockdown total. Și despre povestea asta între cele două partide aflate la putere este o ciondăneală politică. Pentru că e simplu. Unii care au ca clientelă politică, mai ales oamenii de afaceri, marile firme și așa mai departe, spun, domne, nu ne prea interesează cu banul direct, ne interesează vouchere. Ca oamenii să-i capete un voucher și să revină să cumpere, evident, pe gratis, pe baza acelui voucher, niște produse. Iarăși este un raționament. Dar ceea ce se întâmplă în Austria ora actuală, ceea ce creează această confuzie socială și o desolidarizare evidentă, este politicul care, în loc să decide, să decide clar, coerent, pe, într-o singură linie, nu o face, dă din colț în colț, la care se adaugă eterna problemă din Austria a tot puternicilor prefecți, care sunt aleși direct pe sistemul austriac și care, bineînțeles, că în fiecare land fac politicile lor, sigur, dedicate populației. Da, dar... domnule Todoriciu, mă mai interesează un lucru și aș vrea să-l aflăm de la dumneavoastră. Aveți o atenție extraordinară în legătură pentru detalii, este minunat. De asta vreau să vă întreb și câte ceva, să ne spuneți câte ceva despre cum decurge procesul de învățământ în Austria. Pornind de la clasele primare și continuând, poate, de ce nu, până spre zona universitară, pentru că în România deja aici dezbaterea începe să fie una realmente încărcată de furie, câtă vreme avem un ministru al învățământului care nu se pune deloc, dar absolut deloc de acord cu ministrul sănătății în legătură cu testarea elevilor, în legătură cu pragurile până la, de la care pot fi primiți elevii în școală și așa mai departe. Deci în România asta e o temă extraordinar de sensibilă, bănuiesc ca peste tot în lume, pentru că însă la noi chestia cu școala online e o mare mizerie. Povestea cu școala online nu există pentru că nu este infrastructură în primul rând. Deci asta cu online e o porcărie vândută pe post de panaceu, dar nu e un panaceu în ceea ce privește școlarizarea față de formula clasică a școlarizării, să spunem. Și spun din nou, acolo unde există mers la școală în formă clasică, apare dezbaterea legată de câți profesori din corpul profesoral în procente trebuie să fie vaccinați pentru a putea fi susținute cursurile. Se întâmplă această dezbatere în Austria sau au tranșat-o altfel? În Austria, ca și în România, tot despre tot se poate vorbi, se discută. Monitorizarea școlară strictă prin teste saline, de gargară salină, are loc. Dar acum că mi-ați întrebat de chestiunea testării copiilor în școli, ea a rezolvat într-un fel și a făcut ca participarea fizică la școli să fie posibilă. Iarăși, evident, de la caz la caz, în funcție de situația pandemică, de la land la land, e diferit. Adică nu vedeți Austria ca pe o țară unitară din perspectiva măsurilor de sănătate și de combaterea pandemiei. Dar vă dau un alt subiect care mă preocupă de câteva vreme. În momentul în care astăzi a și ieșit în monitorul oficial al Austriei legea dată duminică a lockdown-ului parțial, am putut citi și am rămas consternat că un copil de peste 12 ani, să zicem între 12 și 14 ani, în care nu are capacitate de a dispune nici măcar parțială cum o are după 14 ani, practic acest copil, dacă este prins pe stradă, că bate mingea când părinții sunt la serviciu și nu se poate legitima, respectiv nu poate să prezinte o dovadă de vaccinare, teoretic poate fi invitat de polițiști la secție spre a fi identificat
și de asemenea tot teoretic, până când nu se întâmplă, este reținut. Dar tot același copil între 12 și 14 ani nu are dreptul, dacă să zicem că vrea să se vaccineze, să decidă singur fără acceptul părinților. După 14 ani are dreptul să decidă singur să se vaccineze. Dar între 12 și 14 ani nu are dreptul. Și dacă părinții sunt împotrivă, dacă copilul vrea să se vaccineze, el practic este o victimă. Și poveștile astea, așa cum acum eu v-am spus-o așa, mai jurnalistic, nu juridic, poveștile astea sunt discutabile constituțional. Și sunt foarte sigur că partidele din opoziție, care sunt nemulțumite de soluția găsită de cancelarul Schallenberg în gâlceava domniei sale permanente, cum el fiind un popular, cancelarul de la Partidul Popular, care de fapt ține locul altuia, că predecesorului, care și-a luat o pauză pentru a se gândi și a reflecta despre cum e cu corupția, respectiv el se ceartă, acest cancelar, un domn respectabil de altfel, cu ministrul sănătății de la Verzi. E, treburile astea vor avea consecințe și mai devreme sau mai târziu partidele celelalte vor lua niște măsuri și vom vedea probabil un lockdown total în Austria, pentru că politicienii au crezut ce-i aflați la putere, o coadă câinelor poate fi tăiată în felii. Domnul Tădericiu, dar o ultimă întrebare am. Pentru că, sigur, vă uitați atenți și la ceea ce se întâmplă în România, sunt absolut convins. Cum se vede, făcând o comparație, situația din România versus situația din Austria? Eu refuz, am spus, dar poate sunt foarte subiectiv, refuz să cred, așa cum titra la un moment dat un ziar german, pe care l-am și prezentat, cred că ceva mai devreme. Este vorba de Hamburger Morgan Post, care spunea că suntem idioții Europei alături de bulgari și de ucraineni. Ei bine, eu refuz să cred că suntem idioții Europei, dar poate că sunt foarte subiectiv. Însă vreau să vă întreb dacă vi se pare că situația din România, comparând-o cu Austria, pe care o cunoașteți foarte bine, e una care să ducă la o astfel de concluzie, că am fi printre idioții Europei. Apropo de, sigur, gâlceava politică, numărul de vaccinări și așa mai departe. Domnule Turcescu, eu sunt, dacă vreți să lipim etichete, un vaccinist convins, dar sunt la fel de convins că niciun popor de pe lumea asta nu e idiot, mai idiot decât alt popor sau mai puțin idiot. Ceea ce vă pot spune însă, nu uitați că Viena este capitala economică a României, dacă e să ne gândim de la marile firme mari ale unor firme importante din România care au sediu la Viena. Corect. Nu uitați că de ceea ce se scrie despre aceste firme practic influențează presa din Austria, pentru că publicitățile vin din zona economicului, și nu uitați că acțiunile bursiere variază și ele. Ca urmare, eu personal nu am văzut niciodată în presa austriacă despre România astfel de nuanțe jignitoare și neadevărate. Și nici nu cred că se va întâmpla, pentru că Austria are o sensibilitate specială, mai ales acolo unde se află banii Austriei. Austria fiind o țară mică, neutră, probabil că cu mici excepții, dar eu nu cunosc astfel de relatări extrem de negative și nedemne despre un popor european. Deci, cred că nu e asta o problemă. Uitați, vă mai spun un lucru interesant, ceea ce e important pentru acei care ascultă acest podcast. Începând din 22 noiembrie, cetățenii români care vin în Austria, cu excepția notabilă a celor care fac naveta, și aici mă refer în primul rând la îngrijitoarele de bătrâni la domiciliu care fac naveta, deci cu excepția acestora, pot fi vaccinați sau trecut prin boală și atât, la care se adaugă, și asta e noutatea, un test PCR. Acest lucru a fost introdus luni. Probabil că vor veni și alte măsuri restrictive. Mulțumesc foarte mult! Excepțională analiza dumneavoastră, vă rămân îndatorat și vă mai așteptăm în podcastul EVZ Play. Alex Tădericiu, un domn cu
ani mulți trăiți în Austria și în alte locuri din lume, jurnalist, un om care e foarte atent la ceea ce se întâmplă, nu numai în Austria, ci, cum spuneam, în întreaga lume și care cred că a făcut astăzi pentru cei care privesc podcastul evenimentului zilei o analiză excepțională, fără patimă. Noi însă trecem la partea cu patimă, să spunem așa, și salut pe Bogdan Comaroni și Mirel Palada, care ni se alătură în podcastul de astăzi. Domnilor, sunteți bine? Vă vedem? Sunteți prezenți? Foarte bine suntem. Foarte bine. Suntem ok. Vă rog, scurte comentarii din partea voastră. Încep cu tine, Mirel, continui apoi cu Bogdan Comaroni, apropo de ceea ce a relatat domnul Todeliciu, și vreau să plonjăm în realitatea românească, pentru că vă voi pune o declarație absolut halucinantă din punctul meu de vedere, făcută de un deputat USR Plus, e vorba de Emanuel Ungureanu, care o să vedeți imediat ce spune. Dar scurte comentarii la cald, cum ziceam, pentru că deja sunt foarte mulți cei care privesc această transmisie, le mulțumesc foarte mult și rog încă o dată să fie generoși și să dea share acum la această transmisiune pe care o pot vedea pe pagina de Facebook evz.ro, dar și pe canalul de YouTube EVZ Capital. Dați share, fiți generoși, e singurul lucru pe care vi-l cerem. Să fiți generoși, să vadă și alții un podcast în care se discută lucrurile pe bune, fără, știți voi, există niște nuanțe care sunt la modă, ca să le numesc așa, multe de față. Dar mă opresc aici, te rog, Mirel. Robert, tu știi că eu în general sunt o persoană care preferă un registru lingvistic mai slobod la gură. Poți să-l folosesc. Însă astăzi sunt bântuit de fantasma Academiei și mă gândesc la trei cărți. Voi fi un pic pedant și profesor, foarte pe scurt. E un tip, Edward Said, care în anii 70 a scris o carte, Orientalism, și care arată cum se construiește o imagine care să pună într-o situație inferioară pe cei din Est față de cei din Vest. Atunci când discutăm despre Austria, care s-a vaccinat doar 60%, implicit valoarea este, vai, austriecii nu mai sunt atât de disciplinați precum sunt ceilalți occidentali. Civilizație egal disciplină. Care sunt cuvintele care plutesc în aer la adresa românilor și bulgarilor? Primitivi, medievali, pentru că ei nu s-au vaccinat. Și ăsta este exact tipul de discurs hegemonic, de hegemonie simbolică, prin care o anumită parte a unei culturi, în cazul de față cultura occidentală, proiectează putere și rușinează celelalte culturi, arătând că ei sunt superiori față de ceilalți. Uh-huh. În contextul în care avem din ce în ce mai clare cazurile că această bulibășală planetară, n-a mai fost asemenea bulibășală de pe vremea celui de-al doilea război mondial, când totul se întâmpla pentru prima dată, aveai de-a face cu situații neașteptate și țări, ghilimele înțelepte la cap, luau decizii proaste. Și englezii au luat decizii proaste, și nemții, și francezii, și românii, și rușii, toți la un moment dat au bulibășit. Aici vin la a doua carte la care mă gândesc, este vorba despre Moartea expertizei, un tip, Tom Nichols, care arată cum în ultima perioadă suntem din ce în ce mai mofturoși la adresa autorității publice și nu mai acceptăm atât de ușor impunerea autorității. Și asta vine să complice lucrurile și în Austria, și în România, și în Anglia. Pentru că nici ei nu știu prea bine, nici noi nu mai acceptăm atât de ușor ce se întâmplă și ce ni se propune ca soluție validă dinspre autoritate, dinspre elita de putere. Uh-huh. Și a treia carte care contează la fel de mult, o carte celebră a lui Michel Foucault, A disciplina și a pedepsi, care vorbește despre relația dintre tehnologie și disciplină, liniuță, putere, gestionarea puterii în populație. Austriecii își permit în momentul de față să impună acest lockdown, sau neozelandezii sau australienii, unde este o nebunie, un delir în Australia, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că statul deține o tehnologie din ce în ce mai avansată în a-și controla populația. Și toate aceste trei elemente vin să concure să deseneze această hăbăuceală de care spunea și domnul Todeliciu și această relație mult mai tensionată față de criza anterioară în al doilea război mondial, când lumea accepta dictatul lui Eisenhower, care și el era un autoritarian,
Și în situații de război, asta este, se instituie starea de urgență și dacă e ordin cu plăcere culcat, face 10 flotări. Acum românii nu mai vor să mai facă 10 flotări, dar nici americanii, dar nici austriecii. Soluția nu este simplă. Repet, am fost un pic pedant, un pic academic, iar știți ce, care este problema? Noi refuzăm, de fapt, adevărul biologic, care vine și spune, până nu trecem toți prin boala asta, la care deocamdată nu avem o soluție medicală suficient de bună, pentru că vaccinul, iată, care are și el eficiența lui, dar nu atât de mare pe cât ne-am aștepta, nu o să se termine. Și atunci zicem, nu vrem să renunțăm la 3, 4, 5 ani din viața noastră, nu vrem să murim cu milioanele, dați-ne o soluție miraculoasă, o, voi stăpânilor. Stăpânii nu au soluție miraculoasă, lumea se supără mai puternic decât în crizele anterioare și toată lumea e supărată cu toată lumea și ne întoarcem la ce spuneai tu la început, criză de nervi. Da. Foarte bun, foarte bun felul în care ai punctat, Mirel. Eu nu sunt un tip sentimental, dar mai ales că vine vorba de televiziune, sunt chiar destul de cinic și de rece. Însă de data asta mă impresionează numărul foarte mare al celor care privesc o discuție care nu e neapărat, cum spuneam noi, mai facem și în registru mai slobod adeseori, dar data asta chiar e o chestiune aplicată, foarte serioasă și vreau să o ținem în felul acesta. Le mulțumesc foarte mult că se abonează la canalul de YouTube VZ Capital. E important să fim din ce în ce mai mulți acolo. Suntem peste 38.000 în această comunitate și n-am pornit-o de multă vreme. Sunt doar câteva luni de zile de când am dat drumul la acest canal de YouTube VZ Capital. Vă rog să o faceți în continuare, dacă nu v-ați abonat, să vă abonați, să dați subscribe acolo, să vă puneți eventual o notificare, o alertă. Noi suntem live în fiecare zi de luni până vineri de la orele 12 trecute fix, 12 și un pic, să zicem așa, și un minut. Suntem live. Dați share. E singurul lucru pe care vi-l cer. Dacă sunteți pe Facebook, like and share, e simplu, nu costă nimic, nu doare, da? Pentru că, de fapt, hai să încercăm să creăm o comunitate, despre asta este vorba. O comunitate a oamenilor care gândesc și spun lucrurilor pe nume. Avem frământări. Aici nu e o chestiune de antivaccinist și vaccinist. E o treabă de frământare. Hai să o găsim împreună niște răspunsuri. Avem o grămadă de tâmpiți care sunt la conducerea țării. Unii în parlament, unii în guvern, unii mai sus. Dom'le, de la aia nu prea așteptăm multe lucruri sau am văzut că și-au atins limita incapacității. Gata, nu mai pot mai mult de atât. Hai să încercăm. Uite, facem o comparație. Azi am aflat ce se întâmplă în Austria. Mâine poate aflăm ce se întâmplă în Belgia. Poi mâine ce se întâmplă în Germania. Răspoi mâine ce se întâmplă în Papua Noua Guinee. Facem comparațiile, mai dăm și ăstora, le deschidem fereastra către lume, că ei nu sunt în stare acum să zică, bă, ce-au făcut portughezii de s-au vaccinat atât de mulți. Ei nu sunt în stare nici că, și cu asta îi dau cuvântul lui Bogdan Comareni, să facă o chestiune simplă. Mi-au povestit două doamne că așteaptă de două săptămâni mizerile alea de vouchere de să dau în momentul de față după vaccinare. Văd două săptămâni de statul român a fost în stare capabil să facă un sistem prin care ți-ai făcut a doua doză de vaccin, da? Sau poate chiar de la prima, eventual, da? Și să zică, v-am vaccinat, după 15 minute cât stai acolo să nu cumva să ai efecte secundare în 15 minute, să zică, după ce ieșiți de aici, de la noi, vă așteaptă un băiat sau o domnișoară sau nu știu ce și vă dă un voucher dacă e prezentată această adeverință de vaccinare. Băi! Câtă minte aveți, mă, aici mă gândesc la ăștia care teoretic conduc România, de fapt habar n-au să țină volanul acestei țări în mână. Bogdan Comaroni, te rog, comentarii. Deci, n-am crezut în viața mea ca ziarist de investigații că voi ajunge să studiez și să citesc atâta despre un virus, despre ARN, mesager, ADN-uri și chestiuni de astea aplicate, dar probabil că faptul că 30 de ani m-am ocupat cu investigațiile de presă m-au făcut să nu iau de bun nimic din ce se spune, să verific și de-aia vreau să încep spunând la ce ai făcut un apel către comunitatea care se creează în jurul acestui podcast, că inclusiv să nu ia de bun neapărat și ce spunem noi. Deci noi chiar dorim ca toată lumea să fie informată, să citească, pentru că informația înseamnă putere și înseamnă și puterea noastră a tuturor, a poporului, nu numai puterea celor care ne conduc, și cu cât oamenii sunt mai informați, falia asta care e indusă, în loc să se adâncească, creează punți de comunicare.
în momentul ăsta. Corect. Și de-aia am un apel clar de tot. Pentru că, și acum vin la ce spuneai tu, acum eu m-am detașat după ce am studiat virusul ăsta și atâtea studii care apar și nu vreau să intru din nou în amănunte în ce vrea lumea, că cu vaccinul, nevaccinul, cu virusul, cum vine, ce studiu, cum e, cum prăștia, pentru că vreau să spun, Robert, că pe 30 de ani și acum tot văzând treaba asta, văd că de fapt asta se dorește. Se dorește ca să se abată atenția de la poza generală și să apară toată această discuție nu despre vaccinări, nevaccinări, despre virus, dacă intră în nucleu sau nu intră în nucleu, dacă schimbă sau nu schimbă, dacă se împrăștie sau nu se împrăștie, dacă încărcătura virală e aceea. Și atunci toată comunitatea e bombardată cu studii și știri contradictorii. Ba într-o zi aflăm că încărcătura virală e aceeași, după aia aflăm că cei nevaccinați dau mai mulți, după aia vin studii din Israel, din altă parte a lumii. Îți spun, nu domne, e mai mare la aia. Ceea ce putem vedea însă cu ochiul liber este că vaccinul nu protejează în măsura, cum a zis și Mirel Parala, nu protejează clar în măsura în care s-a zis. Pentru că vedem comunitățile cele mai vaccinate ajung în spital. De acolo și mor, sunt în forme grave, și așa mai departe. Da. Doi, o altă chestiune de investigații, oarecum, ne arată că la noi a scăzut masiv numărul de infectări și, și asta, cum îi zice, rata de infectare, dar numărul de decese rămâne relativ același. Uh-huh. Am înțeles, nu sunt absurd, că curba asta a deceselor urmează curba scăderilor la un interval de timp. Dar eu, care în emisiunea ta am făcut dezvăluirea despre cum e directiva INSP-ului de a se declara decesele și spun asta nu pentru a învrăjbi, și spun pentru că ai pomenit tu mai devreme, nu pot să constat decât că deși era normal ca și curba deceselor să urmeze la 10 zile, am înțeles, curba asta nu urmează, adică scăderea e foarte mică. Și atunci mă întreb, ca ziarist, nu afirm, dar mă întreb, am o suspiciune și zic, domne, ori în continuare decesele sunt declarate după directivele INSP, adică aia că oricine moare acasă sau cronic. Deci, iar repet, nu vorbesc de decesele din ATI-uri, din fazele acute, înțeles, cu plămâni, da, cu infecții. Da. Vorbesc de alea. Uh-huh. Așa. Deci, domne, e ceva putred aici din punctul ăsta de vedere, că tu ai deschis discuția asta. Dar acum hai să vin la faza ca să nu cădem iarăși în capcana asta de a ne duce după fentă. Deci, vedem foarte clar că, de fapt, problema asta și învrăjbirea populației este ținta falsă, după care se mea e fenta care se duce. Vedem că, indiferent, dar indiferent de câte voci apar și spun, domne, nu e ca așa, că vaccinații, nevaccinații, că răspândirea, nerăspândirea, agenda politică, adică pașii, hai că nu zic agenda, că pare teoria conspirației, road plan-ul, plan roadbook sau cum se cheamă ăla, așa, al statelor, urmează un curs care nu are nicio legătură cu sănătatea publică. Clar! Adică, la noi în România s-au învrăjbit toți și au dat așa, dar unde sunt ei și au consens? La certificatul verde. La certificatul verde, toate aberațiile despre ceea ce trebuie el introdus, făcut, izolare și tot ce trebuie făcut cu el și segregare, tot, alea funcționează. Aici și USR-ul și toți, și PSD-ul, și se întrec în absurdități. Deci este ceva de neimaginat. Dacă te uiți în Europa, tot discursul în sine este legat de ce trebuie introdus certificatul, măsurile să fie cât mai restrictive, certificatul salvează tot acolo, dar sub o chestie oarecum pare democrată. Adică, dom'le, trebuie să te vaccinezi sau să ai test sau să fii trecut prin boală. Numai că problema în sine din ce ajungi, eu m-am întrebat dacă nu certificatul de fapt e ținta numărul 1 și nu sănătatea populației, pentru că dacă ai pune logica, deci, domne, hai să zicem că pe lângă noi că români suntem, am fi în ghilimele idioții Europei, am avea și parlamentarii, idioții parlamentarilor Europei. Aici cred că e mai aproape de adevăr. Uh-huh. Și să zicem că, domne, noi suntem ăștia cretinii, încălcăm democrații, libertăți, toate la un loc. Da, uite ce observ eu când mă uit în Europa și după atunci și în SUA și în Australia și nu știu ce. Vezi că pe fiecare țară unde există niște chestiuni oarecum aceleași, se introduc particularități. Adică, în România a fost prima dată faza aia că certificatul e valabil, dar fără testare. Acum se introduce și în Germania și mai departe. A apărut că
Domne, e, nu știu cum, în land, nu știu ce land din Germania a apărut prima dată un șef de land, a zis că se pune pe nevaccinat să-și plătească spitalizare. Apare și la noi. Apare în diverse puncte. Deci în diverse țări, că nu poți să iau o țară experiment și să dea totul acolo deodată, pentru că nu se poate. Și atunci, pe fondul valurilor succesive, care sunt, e clar că sunt, și sunt cele pe care le știm de ani de zile când apar îmbolnăvirile sezoniere, se introduc câte ceva, câte una dintre măsuri care devine după aia strictă și cu care lumea se obișnuiește în principiu. Fii atent că aici apare o chestie foarte interesantă, făcută de un comentator, mă rog, Dervig, nu vreau nu știu ce. Dom'le, la asta nu m-am gândit. Zice, să ne amintim, zice că pașaportul COVID era parte din teoria conspirației anul trecut. Bă, fraților, da, da. Așa e. Anul trecut. Păi Robert, eu ți-aduc aminte că la tine în emisiune, știi că noi am luat în râs la început. Nu ne venea să credem că va deveni realitate. Și eu ți-am zis, Robert, fii atent, o să fie că ca vaccinul ITP-ul, și certificatul, o să fie ca ITP-ul la mașină. Și adică, râdeam. Și o să zicem că o să fie și RCA-ul. Adică o să ai talonul, certificatul verde, talonul prin care trebuie să ai fișa ta tehnică prin care funcționezi ca să poți să mergi pe stradă să intri și o să ai și RCA-ul, adică de asigurare, că iară că se introduce că spitalizările și alea, dacă nu ai RCA-ul, adică nu ai asta, îți plătești tu spitalizările, exact ca la mașină, ca dacă l-ai lovit tu pe altul, l-ai tamponat și n-ai RCA-ul ăsta obligatoriu, îi plătești tu daunele sau tu dacă nu ți-ai făcut și e din vina ta, ți le plătești tu, corect, dacă corect. N-ai. Da. Stai puțin, Bogdan. Deci, aceste Bogdan, paralele, da. Robert, da? Eu vreau doar să știe lumea că noi le-am introdus, că la acea vreme comunitatea noastră era în creștere, da. Nu erau atâția că acum, iată, mă uit, sunt deja peste 1500 de vizualizări pe secundă. Deci, la acea vreme, nu. Și aș vrea lumea totul să știe că, Robert, noi le vorbeam pe astea cât sunt de atunci? Vreo 8-9 luni, nu? Parcă așa, sau 10, nu, tu știi mai bine. Când. Începutul anului mai puțin de atâta, înțelegi, nu? Sunt, da, avem luna martie, nu? Manu? Nici nu mai știu când am pornit. Cam în luna martie am pornit acest și podcast. Și iată că astea se petrec acum. Se petrec, da. Dar asta spuneam, am avut acum o fulgerare în toată treaba. Oricum, le mulțumesc foarte. Deci, suntem deja în live de pe Facebook, depășim 1300 de oameni. Share în continuare, dacă se poate, share, like and share și de asemenea, intrați și pe canalul de YouTube unde aveți și o calitate a imaginii mult mai bună. Dacă v-ați abonat, faceți-o acum. De ce vă rog lucrul acesta? Pentru că e foarte important într-un loc în care încă se mai discută lucrurile acestea, cum se întâmplă în acest podcast evenimentul zile, repet, ați văzut, nu sunt un timp sentimental. Când vine vorba de televiziune, în rest, poate că sunt. Aici sunt, vreau să fiu rece, da, în treaba asta, dar faptul că ne adunăm la oaltă, sigur, unii mai derapează, dar asta e viața. Și eu derapez, mai derapăm toți, mai scoatem și câte o înjurătură, asta e viața. Însă, faptul că ne adunăm o comunitate de oameni care ne punem întrebări, gândim, analizăm, combatem, venim cu, uite, excepțional observația aia, anul trecut pașaportul COVID era din categoria teoria ale conspirației. Hai bă, dă o măsă acum să ne bage nouă certificat COVID. Nu mai tâmpiți zic asta. Ba da, uite că pe lângă buletinul de identitate, pașaport astăzi, a apărut încă un document, QR code-ul. Nu l-ai pe ăsta, hai să-l așa, uite așa, că l-am așa, nu l-ai pe ăsta, da? Pe telefon, pe nu știu ce, pe una alta, nu poți să intri nici la să faci pipi la restaurant dacă te trece, stai și faci pe zidul de la restaurant, că nu poți, nu-ți dă voie la să intri. Tu, Robert, aici pui punctul pe ei. Da. Exact în momentul în care aici pui tu punctul pe ei, că cu asta vreau să spun, finalul meu, concluzia, și tu ai, de fapt, ai spus-o. Deci mă face să cred că, de fapt, tot scopul acestei chestiuni care se introduce punctual, se insinuează în diverse state, mai mascat sau nemascat, de fapt este ca acest QR să fie, el să fie răspândit și nu vaccin. Asta e părerea mea, pentru că altă explicație nouă am, știu că asta va fi considerată acum teoria conspirației astăzi și într-adevăr știi de ce nu vor testarea, că asta mi-a întărit de ce vor QR-ul ăsta. Pentru că la testare nu sunt tot timpul branșat la QR. Adică îți dau un exemplu. Eu dacă îmi fac test și am nevoie doar de 48 de ore sau 24, nu știu, să mă duc să văd cu un prieten la restaurant, eu am certificatul verde valabil doar în orele alea și poate o lună nu mă mai duc să-mi fac ăsta. Deci nu sunt branșat tot timpul la QR, nu sunt în baza de date generală
globală, pentru că lumea trebuie să înțeleagă că acest QR nu e pe România. Nu e dat de STS. STS a creat doar aplicația prin care ei verifică dacă QR-ul meu e valabil și verifică dacă e valabil într-o bază generală globală. Nu vreau să intru aici în teoria conspirației, că cum ne controlează prin QR, ce se întâmplă, că sunt deja variante de astea, poate că s-a adevărat, poate că le vom constata peste câteva ani, așa da, vom vedea, mă, ce vă, știi, dar ideea în sine ce observ eu, că m-am căutat să văd de ce nu e bună faza cu testul, că dacă tu ești pentru sănătate, Robert, păi băi, Robert, noi am vorbit de mii de ore aici, cea mai bună cale de a opri pandemia, dar o blocare, o limitare, e testarea. Adică dacă ne-am testat toți, presupune că ne-am testat toți odată pe zi. Am face un test toată România. Ar fi posibil. Păi am aflat imediat, domnule, din fazele incipiente, cine are coronavirusul, l-am izolat, i-am dat medicamentele de la început, antivirale sau ce sunt, sau toate astea, că aici fac o paranteză, am văzut că celebra pastila Pfizer ți-am dat și ție, Lincu, copiază de fapt ivermectina și mecanismul de acțiune a ivermectinei, exact. Numai că e la un preț mult mai mare. Dar mă rog, nu mai intrăm, că iar o să zică că e teoria conspirației. Bine, fii atent, stai, că vreau să puțin, Mirel e cu noi în continuare, mă vreau să plonjăm în această... Deci, domnul Todeliciu are o intervenție, să știi. Da? Vă rog, domnul Todeliciu, dacă sunteți... Mulțumesc, domnul Palada, vă citesc oricum și pe dumneavoastră regulat, foarte interesant. Domnul Turcescu, ce a spus domnul Comaroni e foarte interesant apropo de testare. Haideți să vă povestesc ceva ce n-are de-a face neapărat cu mine ca jurnalist. Acum un an de zile și mai bine, eram în anticamera primarului general al Bucureștiului, cu care am stat de vorbă și am prezentat din proprie inițiativă, fără niciun interes comercial, testul salin, de gargară salină, test PCR, care la vremea respectivă încă nu-l introdusese nici măcar Landul și orașul Viena. La ora asta s-au făcut peste 5 milioane de teste. Fiecare cetățean care trăiește în Landul și orașul Viena poate să meargă și să ia câte teste vrea, poate să facă gargară, rezultatul pune într-o eprubetă, are un sistem de identificare video, se înregistrează, le duce la Bila sau la alte firme care sunt lanțuri comerciale în Austria, în Viena mă refer, iar după aceea în seara respective zile sau cel târziu a doua zi primește rezultatul testului PCR. În Austria, în cel puțin două landuri, în Viena și în Austria inferioare, acest sistem funcționează. Eu personal l-am făcut primarul general al Bucureștiului și m-a refuzat categoric că nu l-a interesat. Bine, domnul, trebuie să spunem că o știți deja, domnul Nicușor Dan, pe lângă faptul că trăiește într-o altă dimensiune, cred, și numai primar al Bucureștiului nu e, dar domnul acesta nu e nici măcar vaccinat, adică el cu chestia asta cu pandemia are o cu totul astfel de perspectivă. Vă întreb însă dacă testarea aceasta îl costă pe austriac sau costă statul austriac? Costă landul, Viena, costă landul. Deci dacă discutăm acum strict o sensul economic. Da. Landul plătește, plata față de producători este de cam 5-7 euro pe test și s-au făcut cel puțin 5 milioane de teste doar în Viena. Și această procedură continuă, este pentru end user, pentru cetățeni, gratis. E? Și pe baza acestui test se iau QR-urile acelea la testare, cu care, de exemplu, îngrijitoarele noastre de bătrân la domiciliu, femeile din România care muncesc la pacienți și la vârstnic în Austria, pot să-și desfășoare activitatea. Ălea care lucrează în Viena și Niederösterreich și Austria inferioară. Cred că și la Salzburg a început această procedură. V-am dat doar un exemplu. Antevorbitorul meu, domnul Comaroni, a avut dreptate în acest sens. Cu alte chestiuni putem să le discutăm separat, dar lipsa testării este cel mai grav fenomen care se poate întâmpla într-o pandemie. Mă bucur că o spuneți dumneavoastră, sper și eu sunt convins, știu foarte mulți dintre decidenți care măcar au, cum să spun, atâta intuiție încât la orele 12 și-au făcut deja un obicei și sunt atenți la podcastul evenimentului zilei, pentru că e un loc în care încă se mai spun lucrurile așa cum trebuie. Vreau să urmărim împreună, dacă sunteți de acord, stimați invitați,
și împreună cu cei care ne privesc din ce în ce mai mulți, iată, crește numărul celor care sunt chiar acum, suntem la 1400 pe pagina de Facebook, share, like and share, e singura variantă prin care să ajungem acum la cât mai mulți, suntem la vreo 1000, cred că acum în direct pe contul de YouTube, excelent, vă mulțumim foarte mult. Ascultați-l pe Emanuel Ungureanu, de-aia spun, fiți generoși, dați share, abonați-vă, pentru că ce auziți acum e o declarație făcută de deputatul USR Emanuel Ungureanu, făcută ieri la RFI, în legătură cu felul în care ar trebui pedepsiți nevaccinații care, Doamne ferește, se îmbolnăvesc. O să ascultăm ce spune Emanuel Ungureanu și comentăm, eu l-am invitat, am o relație love and hate, să spun așa, cu Emanuel Ungureanu. Îmi place de el la modul că uneori spune lucrurilor pe nume și nu este piticul de grădină userist, cum îl numește Tavi Hoandră, clasic, adică are tupeul să iasă din rând, mai rupe rândul din când în când, i-a mai tras câte o smetie și lui Barna, îi mai dă și lui Cioloș câte una la picioare, dar cu declarația pe care a făcut-o ieri la RFI, eu din start mă declar consternat, enervat, indignat. Hai să-l ascultăm pe Emanuel Ungureanu, dă-i drumul, Manu, la această secvență audio scurtă dintr-un interviu ceva mai lung făcut la RFI de Emanuel Ungureanu, să vedem despre ce e vorba. Pedepse pentru nevaccinații care, Doamne ferește, se îmbolnăvesc. Ia ascultați. Avem o mare categorie de români discriminați de către nevaccinați și care nu au acces la sistemul sanitar datorită încăpățânării acestora. Ce-ar fi să introducem în România plata serviciilor medicale pentru pacienții nevaccinați care refuză vaccinul? Ok, vrei să fii liber? Vrei să strigi că ai drepturi? Dacă refuzi vaccinul, atunci când ajungi la spital, plătește. Nu vrei nici testare, nu vrei nici vaccinare, dar vrei să ocupi un loc în spital pentru un pacient cu altă boală foarte gravă și care nu are de ales cum ai avut tu, îi iei patul, nici nu vrei ca să plătești, dar strigi libertate. Nu, te rog. Uite, nu știu cum să mă duc așa. Uite, l-aș trage, l-aș apuca de aici de ureche, așa, știi, la un moment dat, pe Emanuel Ungureanu. Uite, așa, să-l apuc puțin de ureche de aici, așa, să-l iau și să trag de ureche. Păi bine, mă, domnul deputat, adică ăla care a plătit o viață întreagă, mă, asigurări de sănătate. Și acum, nu știu, dând diverse motive, nu s-a vaccinat, mă, nu s-a vaccinat încă. Poate să vaccinează. Cum, mă, domnul deputat, mă, să fie lăsat ce, mă, să moară ca un câine? Păi poate n-are, mă, bani să se trateze la un spital privat, măi, domnul Emanuel Ungureanu, deputat USR, da? Îl trag de ureche la modul simbolic, dar cum să faci o astfel de că am înțeles, e o situație gravă. Eu însumi știu din nefericire, dintr-o nenorocită de experiență familială, ce înseamnă cât de greu găsești un loc la ATI. Da, înțeleg că suntem într-o situație de criză sanitară, dar ce facem acum? Gata, pe lângă discriminări de toate felurile, o facem și pasta? Să plătească, bă, ăla care n-are certificat verde, dă-l în măsa să moară ca un câine, mă, dacă n-are bani, că nu s-a vaccinat. Unde, Dumnezeule, ajungem, băi, fraților? Mirel Palada? Păi eu când îți spun că e la ei orice... Atâta, foarte scurt, las pe Mirel. Bine, i-aș zice lui Ungureanu, știi, replica aia, ia patul tău și umblă, știi? Dar problema în sine e că ce-ar zice dacă, de pildă, toți cei care nu s-au vaccinat, și iară nu spun de așa, n-ar mai plăti asigurări de sănătate, pentru că se introduce chestia asta cu plata. Da. Sunt 70% din țară. Dar dacă ăștia, după aia, din lockdown-urile astea, n-ar mai plăti taxe și impozite tot, pentru că nu mai pot să meargă la joburi, nu mai pot să fac afaceri, nu știu. Și atunci domnul Ungureanu se va bucura de foarte, foarte multe paturi la ATI, dar va avea și leafa mult, mult, mult diminuată, pentru că bugetul nu va mai permite să stea domnul Ungureanu, plătit de majoritatea populației române, care, că ne place, că nu ne place, e nevaccinată. Și atunci sunt foarte curios ce face domnul Ungureanu. Mirele, te rog frumos și scuză-mă că te-am întrerupt. Doamne ferește, exact asta voiam și eu să spun. Am două chestii. Unul la mână.
Robert, eu nu sunt indignat. Pur și simplu, de manieră cinică, obiectivă, ce a spus respectivul, vine să-mi interesească toate convingerile pe care le am la adresa useriștilor. Ei sunt niște fasciști criptici, niște naziști criptici care împart pe oamenii în două părți, oameni buni și neoameni. Neoamenii nu trebuie să fie, să aibă aceleași drepturi ca oamenii. Și asta este cea mai recentă instanță de exemplu în care ei fac lucrul acesta. La fel cum spunea Bogdan Comaroni, de ce să nu extindem tipul acesta de analiză în oglindă dinspre partea populației, care atunci când nu este mulțumită cu serviciile publice care sunt puse la dispoziție, așa, de exemplu, așa, cu gropile din stradă, așa, nu cu vaccinarea. Așa. Eu merg cu mașina și am niște gropi în stradă și nu sunt mulțumit de calitate și atunci nu se mai plătesc serviciile. Voilà, statul, da, statul cere de la mine o generozitate, o înțelegere. Bă, noi nu avem servicii perfecte. Dar hai fiți totuși îngăduitori cu noi și plătiți în continuare taxele. Bă, sau să nu-i plătim salariul de deputat lui Ungureanu, dacă lucrurile în Camera Deputaților nu merg bine la un moment dat. Nu, ni se pare că nu e în regulă, că întârzie, de exemplu, adoptarea unor legi, că nu știu ce, că una alta sa. Așa, bă, nu să mai plătim salariul, asta e, adică să face pe toată lumea în felul ăsta, dacă e așa. Dar naziștii nu sunt niciodată îngăduitori. Ei vor compromis, nu știu conceptul de compromis. Ei harșt tăiem. Și aici vin cu a doua idee, mai generală, care vorbește despre maniera în care ne gestionăm riscul și o leg de conceptul de libertate. Nu e prima dată când naziștii să propună un subiect de genul: noi știm mai bine cum se trăiește viața perfectă, viața bună, și vă facem bine cu dea forța. Voi care sunteți fumători, nu sunteți oameni. Nu trebuie să aveți aceleași drepturi ca ale nefumătorilor. Uh-huh. Voi care mâncați prea mult zahăr, nu sunteți oameni. Voi care aveți, că faceți diabet. Și atunci nu mai trebuie să mai fiți primiți în spital dacă sunteți bețivi, de exemplu, și vă distrugeți ficatul. Sau trebuie să plătiți asigurări mult mai ridicate. Este o transformare într-un discurs de eficiență. E ca la mașini, ca la RCA, că voi spuneați: domnule, conduci mai riscant, păi trebuie să ai un RCA mai mare, că faci accidente mai multe. Dar îți conduci corpul de manieră mai riscantă, bei, fumezi, te droghezi, faci chestii, nu ești om și atunci trebuie să plătești pentru chestia asta. Nu te vaccinezi, trebuie să plătești pentru chestia asta. Dar discursul ăsta este întotdeauna la adresa păcătoșilor, primitivilor. Nu e niciodată la adresa performanței statului. Statul nu poate să fie tras de urechi pentru performanța sa suboptimală. Doar nenorociții de primitivi trebuie să fie trași de ureche. Și asta este un discurs de public shaming, de hegemonie simbolică. Nu e prima dată când spun chestia asta. E o manieră în care proiectezi putere asupra celorlalți. Spui: eu sunt virtuos, tu ești păcătos. Și e doar o variantă laică a unui discurs religios care funcționează de mii de ani. Vreau să... Case closed, e și Alex alături de noi și el n-a spus. Vreau să vedeți în următoarele momente, o să vă arăt o secvență cu o chestie relatată foarte interesant de Sorin Roșca Stănescu. Apropo de ceea ce se întâmplă în Elveția, ca să înțelegeți că, băi, unele state chiar funcționează. Deci la unele lucrurile astea, grija pentru față de cetățean, față de libertatea lui de mișcare, de drepturile lui, atenția statului la un moment dat față, și sigur, și Elveția are problemele ei, are... Da, o să vedeți ce spune Roșca Stănescu, e foarte mișto. Vreau să știu însă dacă avem o legătură prin Zoom cu cineva care ne-a apelat și așteaptă de mult să ia legătura cu noi. Hai să vedem despre cine este vorba. Bună ziua, vă salut! Ne vedeți? Trebuie să dai drumul la microfon, Alex. Apasă pe buton. Okay. Okay. Mulțumesc, bună ziua! Vă rog! Alex Popescu din București. Am o întrebare care ar conține și răspunsul. Mai întâi vreau să fac un scurt comentariu, dar foarte scurt. Așa. Eu nu sunt vaccinat și nu o să mă vaccinez nici dacă îmi pune pistolul cineva la tâmplă. Și o să vă spun de ce. Eu sunt generația de crețeilor, născut în decembrie 67. Deci am făcut toate vaccinurile care s-au făcut pe vremea lui Ceașcă, da? Toate care s-au făcut. Bun. Nu mă vaccinez pentru că nu am încredere în aceste vaccinuri. Pur și simplu nu am încredere. Dacă cineva înțelege cuvântul ăsta încredere, respectiv neîncredere, când lipsește încrederea, s-a pierdut tot. Nu contează. În relații interumane, cetățeni, guvern, n-are importanță. S-a pierdut tot. Când apare neîncrederea, la revedere. Eu cred că am trecut prin boală. De ce spun cred? Pentru că am stat cu ai mei bolnavi în casă, care s-au tratat, nu s-au testat, dar medicul de familie a spus că sunt, deși au pierdut miros, gust, toate astea aveau simptome, clar, de, și s-au plecat cu cele, dar medicul
Maica mea săracă, 74 de ani, a bolit vreo 2-3 săptămâni, până i-a trecut, fratii meu a bolit și el. Nevaccinați cei din familia dumneavoastră? Nevaccinați toți. Toți. Da. Și nu vrem să ne vaccinăm, pentru că nu avem încredere în aceste, așa zise, vaccinuri. Eu nu le consider vaccinuri. Doi, n-am înțeles de ce guvernerul, eu așa îi spun, dom'le, când a venit nebunia asta în martie anul trecut, dom'le, avem un institut Cantacuzino, în loc să investească 2 miliarde și ceva, 140 de milioane de doze, că mai întâi s-au luat 20, după aia încă 120, putea să strângă un colectiv de cei mai buni specialiști. Haideți, domne, cât trebuie? 50, 100 de milioane? Haideți, domne, să găsim noi un vaccin al nostru doar pentru noi. Nu vindem, nu facem. Domnul Popescu, nu, stai, nu, vă rog eu, nu intrați în partea asta. Vă spun eu, e o ruină. A rămas faima Institutului Cantacuzino. Acolo nu mai merge. Nu e. Am rămas în urmă cu cercetarea, să știți, cu asta. Adică avem sigur încă oameni deștepți în țara asta, bun, nu știu ce, dar nu vă faceți iluzia că mâine, dacă se bagă 2 milioane de euro într-o clădire numită Institutul Cantacuzino, mai poate ajunge la performanțele din anii 70, poate chiar 80 și așa mai departe. Nu. No. Ok, să zicem că așa este. Bun, atunci trecem un colectiv de farmacii, medici, biologi. Rapid, vă rog. Noi să descoperim un medicament. Așa. Noi românii, de pentru noi în țară, nu-l vindem, nu facem nimic, doar pentru noi. Da. N-au făcut nici asta. Păi n-au făcut ei cu terapia de la Cluj, ei au vrut să dea, exact. să le puneau la dispoziție deja medicamentul și n-au vrut să-l ia. Favipiravirul. Și ar mai fi 1001 de motive pentru care eu nu mă vaccinez, pentru că nu am încredere nici în aceste seruri, care scrie pe ele că sunt experimentale până în decembrie 2023, și n-am încredere nici în acest guvernăr, care dintr-o dată nu mai poate de grija noastră. Băi, dintr-o dată, așa brusc, moare de grija noastră. Și acum să revin cu întrebarea. Așa. Dom'le, să-mi explice și mie cineva ce fel de măsuri medicale sunt acelea în care pe un om bolnav nu-l tratezi ca să-l salvezi, dar îi pedepsești pe ceilalți 99 sănătoși. Deci se îmbolnăvește unul dintr-o sută și nu-l tratezi pe ăla, nu-l salvezi, nu-i faci nimic, să zicem nimic, sau aproape nimic. Dar îi pedepsești pe ceilalți 99 sănătoși. Îi bagi în casă, nu-i lași să facă diverse treburi, le interzici, le faci, îi sperii, îi ameninți, îi faci teroriști. Bine. Astea sunt măsuri medicale, întreb eu. Am înțeles. Sunt măsuri medicale sau... măsuri de demenți. Mulțumesc frumos. Măsuri naziste, pe bune că sunt naziste. Mulțumesc foarte mult, Alex Popescu. Vă așteptăm pe toți cei care la un moment dat vreți să interveniți prin Zoom, să ne apelați. Aveți în descrierea emisiunii, o să vedeți această... Dacă poate răspunde cineva la întrebarea asta, da, că mie mi se pare de noapte. Lansez întrebarea, dar am promis și întrebarea este, sper Mirel Palada și Bogdan Comaroni să rețină și să încerce să vă dea un răspuns. Vreau să vedem și secvența asta cu Sorin Roș Castănescu scurt, vorbind despre o situație din Elveția, o situație nu că a citit el, că nu știu ce, nu, un prieten de-ai lui, iată ce relatează, ce îi spune lui Sorin Roș Castănescu. Priviți. O întreagă familie de prieteni apropiați de ai mei din Elveția s-a contaminat cu coronavirus la numai 2 zile după ce au primit rezultatul pozitiv, au mai primit ceva. Fiecare membru a primit un certificat verde valabil, atenție, pe un an, ceea ce înseamnă că statul elvețian recunoaște existența și persistența anticorpilor timp de un an de zile. Nu ca la noi, unde Arafat a spus că în mod special nu ia în calcul contra anticorpii pentru a obliga populația să se vaccineze. Ciudată logică. Trebuie să admitem că e interesant ceea ce relatează Sorin Roș Castănescu. Hai să facem un tur de Bogdan Comaroni. Poți să-i răspunzi, domnul Popescu? Da? Da, îi răspund, uite, cu analogie. Deci dacă tot am vorbit de aia cu ITP-ul la Atalon și cu tot, ca să înțeleagă lumea mai bine, eu mai spun de o analogie, că așa lumea poate o să înțeleagă de ce ușor, ușor, ușor se bagă toate aceste măsuri care au fost studiate, cum zice și Mirel, vin pe trendul politic general, nu mai e neomarxism, e neonazism, neocomunism, deci... Dacă te uiți în Australia, e pe cu mine de cap. Dar uite, ca să înțelegeți o chestie pregătitoare, pentru că eu repet,
dacă te uiți, te detașezi de imagine și te uiți și lași deoparte acest coronavirus, vaccinare, nevaccinare, că văd că cei care intervin și care ne urmăresc văd și din ce să ceartă în continuare pe, da, pe comentarii, așa, ei rămână pe fentă, adică pe ce li s-a dat să se certe. Vaccinații cu nevaccinații, că ba nu, că noi vă plătim spitalizarea, alalți că ba nu, că noi o facem și nu știu ce. Deci asta e fenta. Și dacă te uiți, repet, politicienii ignoră orice chestie de sănătate. De aia la noi România a durut atât de mult în fund încât nici măcar nu a dus medicamente în spitale sau nu știu ce. Deci la noi este ceva fabulos. E o țară experiment, se petrec niște chestii nemai întâlnite. Dar uite, revin, de ce pregătirea asta era? Și vin cu analogie. Deci când s-a băgat chestiunea că fumătorii și nefumătorii. Am impresia că toți de aici am fost fumători, cel puțin eu cu tine ne-am și întâlnit la fumat. Acum nu mai suntem. Alții poate sunt. La fel au devenit mulți care s-au lăsat de fumat. Ai văzut că sunt apostolii și cei mai apărători a nefumatului. Așa. Și îi omoară pe aia alți, pe fumători, pe nu știu ce. Și acum vin cu chestiunea asta. Când s-a introdus aia cu fumători, nefumători și cu accesul în restaurante și în locuri publice, s-a demonstrat că pe plan mondial nu era o chestiune de sănătate și că a scăzut atât de mult fumatul sau ce s-a întâmplat. Dar am părțit oamenii în două chestiuni, în fumători și nefumători, i-am vrăjbit pe unii contra altora, de multe cazuri, dar fii atent, cea mai tare chestie este că acolo s-a lovit și s-a restrâns, fără să se dea seama, așa, dreptul la proprietate. În ce sens? Pentru că dreptul la proprietate și intervenția statului în proprietatea mea. Dacă eu sunt proprietar de cârciumă, conform dreptului meu la proprietate, eu am voie să las orice libertăți și orice vreau eu. Atâta vreme cât nu sunt ilegalități. Deci nu trebuie să fac bordel acolo, să-i omor pe aia, trafic de carne, dacă e legal, vie, poți să faci și bordel. Da. Da. Atâta vreme cât fumatul în România nu e ilegal, eu pot să spun că depinde la mine în restaurant, se fumează. Intră doar, nu, pot să zic, intră doar fumătorii. Uh-huh. Adică am eu o fixație, că intră fumătorii. Dar trebuie să am un afiș, ea nu spus. La fel, poate să spună unul, să zică, nu, domnule, la mine intră doar nefumătorii, ca și vreau eu. Și dincolo, unii să zică, eu primesc oricine, cum ar fi și logic, ar fi normal și să eventual să fie... Chestia e bilaterală, pentru că și clientul alege în cazul ăsta. Bă, intru aici că se fumează, că vreau eu, nu am pățesc nimic dacă se fumează, chiar că sunt nefumător. Intru aici că sunt doar fumător și vreau să fiu un cru sau nu. Dar e o intervenție a statului direct în dreptul la proprietate. Deci statul dictează niște reguli pe baza unor lucruri care nu sunt ilegalități, și îți limitează dreptul tău la proprietate. Adică ce să faci tu în acea proprietate a ta? Asta este o chestiune. Asta trecut neobservată, dar asta acum, dacă te uiți în urmă, de fapt pregătește populația pentru o segregare de tip fumător-nefumător, pentru limitarea unor drepturi și libertăți care apar pe bază de poți să fii bolnav, nu poți să fii bolnav, demonstrându-se că măsura asta nu a dus la o scădere atât de masivă a nefumatului, ca să zic, la fel cum vaccinarea, doar vaccinarea în sine, pe plan mondial, nu a dus la un impact, are un impact, dar nu are un impact major. Adică, domne, hai să râdem de România că sunt fraieri, că nu s-au vaccinat și de Bulgaria, că noi suntem de aici, de unde suntem noi, suntem superior, că la noi nu se mai moare, nu mai vine virus, nu mai vine nimica. Și astea sunt niște proști. Asta e ideea. Da, îl rog acum să intervină pe Mirel, dar atenție, pe Mirel vreau să-l întreb o chestiune pentru că e important și mă dezvolui că am discutat un picuț înainte de intrarea în direct. Mirel, cum e cu procentul pe care îl avem noi în momentul de față de vaccinați? Te rog frumos, că tu în calitate de sociolog poți să ne spui mai multe, pentru că atunci când ni s-a spus că suntem idioții Europei, ni s-a spus că procentul nostru de vaccinare, de vaccinați să spunem, fiind mult mai mic împreună cu bulgarii, cu ucrainenii, nu știu ce, de-aia intrăm în categoria idioților Europei. Totuși, câți crezi că sunt în momentul de față? Accentuez crezi, că sunt în momentul de față vaccinați raportat la populația existentă între granițele O secundă aici, că foarte scurt vă spun, las pe Mirel să zică, dar să nu zic la sfârșit după aia ca să-și vadă cifrele. Deci eu am... nu pot să spun sursa pentru că e un secret. Deci accesul la studii
sistemul unic integrat în care apar tot ce înseamnă de sănătate, poliție, ANAF, NPC și nu știu ce. Deci, Mirela, fii atent, nu pot să dau cifra exactă, că după aceea se poate bănui, dar răspund doar atât când te referi la dat. În teritoriul României, în granițele țării actuale, cei cu domiciliu declarat în România și care sunt în granițele actuale, deci nu în afară la muncă, sunt puțin peste 13.200.000. Mirel, te rog. Este subiectul foarte important, diferența dintre domiciliu și rezidență. Bogdan spunea cei cu domiciliul și care sunt în România. Asta în definiție statistică se numește rezidență, aia care sunt cu adevărat în țară. Noi, și nu este un secret, părerea mea e că sunt ceva mai mult, sunt vreo 15,5 milioane adulți față de 18 și ceva cât suntem pe hârtie. Dar hai să zicem 14 milioane, undeva între 14 și 15 milioane, cifra e fluidă pentru că trebuie să ținem cont de migrația circulară. Ba vin, ba pleacă și niciodată nu poți să măsori cu adevărat nivelul populației, că este ca marea. Mai crește, mai scade, mai crește, mai scade. O să vă fac o analogie ca să înțeleagă toată lumea. Avem o sală de cinematograf, intră în ea 100 de oameni să se uite la film. Să stinge lumina și începe filmul. Și la un moment dat unul zice, băi, hai să mă uit eu în bilete, câți din ăștia sunt tineri, cât sunt bătrâni. N-am zis vaccinați. Cât sunt tineri, cât sunt bătrâni. Și mi iese că sunt 40% tineri, 60% bătrâni. Dar între timp, tocmai plecaseră de pe ultimile rânduri unde erau numai bătrâni, au plecat, au ieșit din sală pentru că nu le place filmul și au mai rămas doar 80 de oameni. Și tu, de fapt, procentul tău este de 40 de tineri din 80 de oameni, adică 50%. Exact asta se întâmplă în România în momentul de față. Ți-a plecat aproximativ 20% din populația adultă a României, care este în Italia, în Spania, în Germania, în Anglia, peste tot, la muncă. Ea a rămas oficial în date că este la Mizil, la Telega, la Sighișoara, în București, deși ei sunt în altă parte. Uniunea Europeană care, și toate instituțiile internaționale care îți fac statisticile oficiale, ei știu că suntem cât suntem, pe hârtie. Nu ține cont de faptul că 3 milioane jumate suntem plecați din țară și atunci când ei vin și fac calculele, câți v-ați vaccinat, mă? 5 milioane, 6 milioane, ei calculează 5 milioane din 18, 30%. Mamă, ce primitiv sunteți, sau 20%. Cât sunteți? 7,6 milioane, cel mai recentă cifră. 7,6 milioane v-ați vaccinat, din 18,1 pic, cât Dumnezeu sunteți? Sunteți sub 40%. Bă, primitivilor, bă, medievalilor. Dar, de fapt, calculul trebuie să fie făcut 7,6 milioane de români din 15 sau din 13,5, cât păi zic auzi, Bogdan. Dar iartă-mă, aici sau, este și vina. Sau să-i aduci, sau să-i adaugi și pe cei despre care ai statistici că lucrează afară și s-au vaccinat în teritoriile exact, în care... Exact, exact. Asta, Bogdan, asta introduce o nouă complexitate. Dar statul român, ăsta cât mai e, șchiop, chior, vai de capul lui, rupt în cur, da? Bă, statul român, de ce nu iese, mă, prin autoritățile lui la un dat de la prim-ministru la ministrul de externe să spune stop, păi, statul joc. Român știe. Bă, statul român știe. Știe, dar nu-i convine. Știe și-i convine? Nu-i convine să spună că suntem mai puțin, pentru că alminteri, dacă venim să oficializăm această cifră, să zicem, bă, noi nu mai suntem 18 milioane de adulți, noi suntem doar 15 milioane. Așa. A, 15 milioane? Păi să refacem toate calculele oficiale, o să vină Uniunea Europeană să zică, câți bani primiți, mă, voi? Aha. Noi am făcut calculul că voi primiți bani la 18 milioane. Bravo. Astea, 15 milioane? Hai să mai tăiem. Bravo. Câți europarlamentari aveți, mă, voi, la raportat la populația asta? 30. Păi stai, să mai tăiem 20%. Mm-hmm. Hai să mai tăiem 6 europarlamentari și nu mai avem așa influență. Excelentă observație. Domnul Todoriciu, și pe urmă. Da, domnul Todoriciu, vreți să interveniți? Da. Da. Vă rog, ascultăm. Foarte interesant ce a spus domnul Palada în ceea ce privește aspectele statistice. Presupun că are dreptate. Și eu am gândit asemănător. Vreau să fac o precizare. Noi în Austria, chiar și cei înfiați ca mine, care nu m-am născut în Austria, m-am născut la București, suntem extrem de rezervați în a folosi termenul de nazist. Deci neonazist, criptonazist, corect, sunt chestiuni delicate. Eu personal nu sunt de acord cu această categorisire. Și vă mai spun un lucru. Bineînțeles că ceea ce e tragic și trăim toți problema aceasta. Nu există o
un vaccinat și un nevaccinat. Virusul este, din perspectivă socială și politică, ar trebui să fie luat în serios de toți. Și de cei vaccinați și de cei nevaccinați. Ce se întâmplă acum sunt niște măsuri și în Austria, extrem de impopulare, de fapt. Dar am început și am spus odată, la începutul ceea ce am precizat, de ce se vaccinează oamenii? Am citit la un moment dat într-o ziară în Austria așa un fel de criteriile care îi duc pe aceștia să se vaccineze. În primul rând, frica. Da. Și asta știu și politicienii. Logic. Conformismul triumfalist. Apoi convingerea privind nevoia medicală. Sunt o serie de oameni care înțeleg că aceste chestiuni. Nu își pun problema, domne, ca cetățeanul care a intervenit, că n-are încredere în vaccin. Eu l-aș fi întrebat pe cetățeanul respectiv. Ce e dânsul de profesie? Eu nu știu ce conține vaccinul. Dar nu mă interesează ce conține vaccinul. Dacă pentru să vă răspund, cred, după ce terminați. Cred că vaccinul este o armă utilă în lupta această pandemie. Este decizia mea. De asemenea, oamenii se vaccinează din comoditate și își doresc să călătorească. Foarte mulți români fac acest lucru, foarte mulți austrieci fac acest lucru. Da? Și de asemenea, o parte din oameni se vaccinează și dintr-o solidaritate socială, că doresc ca împreună să trecem cu toții de această perioadă nenorocită și să încercăm să aducem în limitele unei viitoare normalități alta decât ce a fost dinainte acest virus parșiv. Vă rog, asta m-a Haideți să aflăm răspunsul, cred că de la domnul Popescu, nu? Că așa eram, cred că i-am auzit vocea la un moment dat, e în continuare pe Zoom cu noi. Vă rog, vă rog. Îmi pare bine, mă bucur că suntem doi Alex aici. Așa. Ok. Domnul Toteliciu, eu la început, când a venit nebunia asta în martie anul trecut, când s-a băgat lockdown-ul, am fost unul dintre susținătorii cei mai aprici ai acelui, hai să zicem, lockdown, pentru că mi-am dat seama că, domne, ca să nu mai împrăștiem nebunia asta de virus, hai domne, stăm două săptămâni în casă, nu au murit, frate. Bun, după aia am mai stat încă două săptămâni. Bun, după aia am mai stat încă o lună. După care, de atunci până acum, o ținem tot în alertă, tot în alertă. Au trecut valul 2, 3, 4, 5, acum urmează 5, 7, 8, câte ori mai urma, nu știu câte variante, nu știu câte doze, shot-uri, boostere, nu știu ce. Și de atunci, după alea primele două luni de acum, de anul trecut, am început să-mi pun întrebări și am început să mă informez. Cu profesia pe care o am, eu am o mică afacere, promovez suplimente nutritive. Domnul Popescu, rămâneți, stați mai puțin, vreau să spun alo unui telefon din Germania, vreau să avem un punct de vedere și din Germania. Spun alo, sper că ne aude Germania acum. Da, vă aud. Vă rog, rămâneți la telefon, vă rog, rămâneți la telefon, că vreau să-și ducă ideea până la capăt domnul Popescu și imediat ajungem la dumneavoastră. Spuneți, domnul Popescu, rapid, vă rog. Vă rog. Și după aia am început să-mi pun întrebări. De ce spuneam că cu ce mă ocup eu, ce legătură are asta cu vaccinarea? Am fost nevoit prin natura ceea ce fac eu, din asta îmi trăiesc și lucrez online, da? Strict de acasă, n-am șef, n-am normă, nu câștig de la asta, nu depinde nimeni. Așa. Îmi fac treaba mea. Am fost nevoit la un moment dat să învăț ceva anatomie. Am făcut cursuri de nutriție, de anatomie, că m-a interesat, am început să-mi placă povestea. Pe scurt, povesti, domnul da? La chestiune. Și m-am interesat cum funcționează celula umană. Mi-am pus întrebări și am zis, stai mă, ce fac ăștia acum? Dar de ce nu lasă pe om liber să aleagă? Unii vor să se vaccineze foarte bine și am o grămadă de prieteni vaccinați, suntem în continuare prieteni și nu ne acceptăm pe subiect, doar ne deranjează cum ne mai putem vedea la o bere cum ne vedeam înainte, că ei poate să intre, eu nu pot să intru. Și de ce nu aveți încredere? Domnule Popescu, tizul meu, tot n-am înțeles. De ce nu aveți încredere în vaccin? Eu v-am zis, pe mine nu mă interesează să am încredere în vaccin. Eu am încredere în mine și am o motivație de solidaritate umană și de asemenea de convingere de nevoie medicală. Dumneata, de ce n-ai încredere în vaccin? Ar trebui să vă vorbesc o oră. Tot ce am făcut eu cercetări... Discutați cu domnul Turcescu, dacă vă dă. Concentrez în 5 minute. Cred că e imposibil asta. Pe scurt, nu am încredere în aceste vaccinuri, în producători,
faptul cum s-au secretizat toate contractele la nivel de Uniunea Europeană cu producătorii și între statele membre și producătorii. Aici e o dezbatere. Nu se știe nimic despre ce... Adică ăștia iau din banii noștri, ai statelor, ai membrilor, ai cetățenilor UE, vor să ne bage pe gât să ne injecteze cu forța nu se știe ce, și dacă punem întrebări și tu stai jos acolo că n-ai dreptul, tu ești un prost, ești un medieval, vaccinează-te și domnul stai Popescu, bun, e în regulă. Domnul Popescu, mulțumesc. Da. Vreau să auzim și telefonul din Germania. Deja sunt aproape 2 minute și jumătate de când îl ținem pe privitorul și ascultătorul nostru pe fir. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Bună ziua, Robert Pojar mă numesc. Vă rog. Ce vreau să vă spun? În legătură cu certificatul ăsta verde, eu nu sunt împotriva vaccinului, nu am nimic împotriva celor care se vaccinează sau care s-au vaccinat sau celor care nu vor să se vaccineze. Ce vreau să vă spun este că Germania a introdus de anul trecut un certificat verde, un pic pe șustache, așa să spunem, da? În sensul că în momentul în care intrai într-un magazin și vrei să cumperi într-un fast food, vă dau, nu vreau să dau nume, așa, acolo aveai o hârtie pe care strigeai numele, prenumele, localitatea unde stăteai și numărul de telefon. În caz că se întâmpla ceva, da? Și autoritățile aveau posibilitatea să ia legătura cu tine, să te trimeasă să faci un test și eventual să ai răspunsul dacă ai fost infectat, nu ți-ai dat seama, ești asimptomatic și așa mai departe. Înțelegeți? Da. Iar asta, călătoria liberă, se pare că nu ar trebui să existe restricționare de drepturi, testarea, cum a spus și jurnalistul dumneavoastră, ar trebui făcută la nivel național, obligatoriu. Deci obligatorie, fără niciun echivoc, fără niciun... Vă rog, o singură informație o vreau de la dumneavoastră, pentru că sunteți, înțeleg, trăitor acolo în Germania de ceva vreme. Da. Cum e cu testarea în Germania? Se plătesc în acest moment testele sau există un număr de teste pe lună? De luni asta acum, testele sunt gratuite. Până acum a intrat în vigoare că s-ar plăti și aici e vorba de lanci în funcție de cum evoluează pandemia fiecare lan. Știți că Germania e împărțită mai mult. Da. Bun, vreau să vă spun legat de copii care merg la școală. Copiii sunt testați gratuit, stau într-adevăr cu mască, o mai dau jos, o mai pune un pic pe nas, dar sunt testați de 2 ori pe săptămână gratis. Băiatul meu face fotbal, iar la fotbal a spus că care merg să facă în sală fotbal, le trebuie trecut punctuală, vaccinat și așa mai departe. Nu e cazul că la mine este minora de 14 ani și nu se vaccinează. Testul care merge la școală, care îl face la școală cu hârtia, listă 2 hârtie, este valabil când se duce să facă antrenament și nu mai face încă o testare. Care nu merg la școală și sunt din alte categorii, merg și fac testare. Testarea este gratuită, nu poți să te duci să faci și poți să-ți cumperi singur teste dacă vrei, da? Dar nu e cu bani. Deci, am înțeles. Dacă ai făcut test și a ieșit pozitiv, testul PCR este gratis. Robert, aș vrea să-l întreb pe spectatorul nostru din Germania. Da. Cine anume acreditează sau validează testul și o să vin de ce, pentru că știi că în emisiunea ta trecută am spus că la noi în România sunt doar 19 laboratoare în București, vor fi suprasaturate 5-6 mii de persoane pe zi și practic face testarea inutilă, nu o să poți să folosești certificatul verde și o să te îndrepte tot către vaccinare că îți pierzi jobul. Eu din informațiile mele știu că în Germania poți să-ți faci testul, care acum iată e gratuit, înainte puteai să-l și plătești, nu era scump, la farmacie și să fie acreditat de farmacie, deci era o chestie simplă, toată lumea se testa de câte ori vrei pe zi. Dacă știi informația, vă rog. Un test costă 5 euro, poți să te testezi și poți să intri oriunde. Eu am fost... Nu, dar cine îl validează? Cine îl validează? Că și la noi în România costă 15 lei și mi le iau eu și mă testez, dar eu că mă testez acasă, nu pot să mă duc cu testul să intru în restaurant, că îmi spune că nu-i valabil.
Haideți să vă spun altă. Nu-l acreditează nimeni. Eu am fost ieri la ședință la fată și mi-a spus că nu pot să intru decât cu test. Am făcut testul acolo pe loc de față cu profesoara. Adică mi-am făcut un test, dacă testul meu ieșea pozitiv, eu nu mai intram acolo. Eram cu masca pe figură, dacă ieșeam pozitiv, iată, eu nu intram acolo. Ok, dacă să vă pună testul ăla antigen pe certificatul verde, să vă dea QR-ul. În baza de date, cum îl faceți pe ăla ca să fie valid în certificat? Adică vreți să plecați din țară, în altă țară, și nu puteți cu testul ăla pe loc. Da, Bogdan, te auzi, dar parcă a zis ceva că doar la farmacie, nu? Doar la farmacie, da, poți să mergi să îți dea o hârtie precum că ai făcut testul și că este în regulă. Adică ești testat pentru 24 de ore, sau cât este el valabil, 48 de ore, este un test făcut la farmacie, și spune o hârtie cu o ștampilă. Păi ia precum că l-ai făcut. Deci iată Robert, că am avut dreptate în emisiunile tale anterioare, când tocmai noi am dezvăluit aici, împreună cu investigația noastră de la Ziua News, că de fapt introducerea testării în certificat pentru joburi, dacă nu se va face și la noi, la farmacii sau prin astea să fie validat, va duce la un blocaj imens, pentru că doar deocamdată măsura e la noi, conform normelor Ministerului Sănătății. Și normele Ministerului Sănătății sunt că testul antigen ca și PCR este numai și numai în laboratoarele acreditate, care în București sunt 19. Dacă împarți 300.000 de oameni care vor să se ducă fără vaccinare, să zicem, la job, nu ai cum blochezi aceste laboratoare, nu au cum să-ți apară în termen util în certificat, iar când te duci la job, ți-e cere la intrare certificatul, nu interesează cum ești. Vreau să mai citesc un singur mesaj, oricum este fabulos ce s-a întâmplat astăzi și semn că interesul este imens din toate punctele de vedere. Cineva ne-a scris următorul mesaj, zice: am făcut ieri analiza să văd dacă am anticorpi, pentru că aș avea intenția să mă vaccinez și am vrut întâi să văd dacă am anticorpi și mi-a ieșit că am 8884. Deci o să vă trimit poză, nu știu ce, dar că trebuie să o editez ca să vede CNP-ul. Bun. Anticorp gândiți prin trecere prin boală în luna decembrie sau eu știu dacă am mai făcut COVID între timp, pentru că în afară de o mică durere în gât în septembrie n-am avut nimic, deci nu am cum să obțin certificat verde. La rezultate scrie că este peste media admisă. Aș dori să le puneți problema invitațiilor dumneavoastră. Vi se pare corect să nu beneficiez de certificat odată ce am atâția anticorpi? O fi bine să mă mai vaccinez dacă am atât de mult și acolo scrie că e peste limita maximă? La această doua întrebare vă răspund eu, pentru că am făcut acest experiment în direct, poate unii dintre cei care ne privesc își mai amintesc. Am venit cu rezultatul anticorpilor, măsurătorii de anticorpi de la mine și de la soția mea. Amândoi aveam peste limita minimă care era trecută în certificat și l-am sunat pe doctorul străinu Cercel. La acel moment soția mea nu era vaccinată, eu aveam 2 doze și mă întrebam dacă să-l fac pe a treia. Nivelul meu era, cum să vă spun, da, 20.000 anticorpi în comparație cu limita de 0, nu știu cât trebuia să am, ăla era referențialul. Bun, fac sport, povestea scurtă. L-am sunat pe doctorul străinu Cercel și am zis: domnul doctor, uite, situația e asta, nevasta n-are vaccin, dar are anticorpi pentru că a trecut prin boală la un moment dat, se vaccinează? Și străinul Cercel a zis: da, trebuie să se vaccineze, deci era vorba de doza întâi. Și zic eu, am foarte mulți anticorpi în momentul de față, după 2 doze făcute și trecut prin boală anul trecut, mă mai vaccinez? Și străinul Cercel a zis: da, faceți neapărat și doza a treia. Evident că am întrebat și nu numai pe el și pe alți doctori, dar de ce mai facem și doza a treia dacă totuși am atât de mulți anticorpi? Și prin vaccinare dobândiți și prin chestiunea trecerii prin boală. Am făcut o formă ușoară la sfârșitul anului trecut, mă rog, toamna anului trecut. Ca să fii disciplinat, să intri în baza de date de aia. Bă, da. Deci unii au zis la un moment dat, dacă vrei certificatul verde și despre asta, zice, despre asta e vorba. Dar în cazul meu l-aveam pentru că aveam 2 doze făcute. La a treia s-a zis, domnule, zice, e bine să ai cât mai mulți. Cam asta păi era da, chestiunea. Robert, aici, acum, Robert, acum, stai, aici puțin, zic stai, foarte, stai, foarte stai, scurt. Stai, Bogdan. Vreau să ne înțelegem foarte bine cu un lucru. Uite, am să spun o chestie personală. Cineva din familia mea care traversează acum o situație de sănătate groaznică, da? 70 și un pic de ani, dacă nu ar fi avut, și care culmea s-a îmbolnăvit în spital de COVID, pentru că în ultimele luni și-a petrecut viața doar în spital, dacă nu ar fi avut, mi-au spus tot doctorii, cele 2 doze de vaccin făcute în primăvară undeva, la ora asta probabil că, nu probabil, ci sigur ar fi murit.
Adică forma de COVID pe care totuși a făcut-o în starea groaznică de sănătate în care se află, și când spun groaznică, gândiți-vă la un om paraplegic, i-ar fi fost fatală, chiar dacă poate a fost o formă ușoară. Deci ideea că într-adevăr totuși vaccinul, că nu te scotește de boală, e o discuție, dar te duce spre supraviețuire, eu o cred. Deci asta cred că este într-adevăr o discuție care trebuie purtată foarte, foarte serios. Din păcate, tâmpiții ăștia care tot vorbesc despre vaccinare nu știu să vorbească în felul ăsta. Deci, băi, frate, am văzut cu ochii mei că vaccinarea unei persoane, repet, din familie am văzut-o asta, i-a salvat viața. Cel puțin până acum despre asta vorbim. Așa că de-aia zic că e discutabilă povestea asta și cu anticorpii. De ce aș mai face a treia doză? De ce aș face-o pe prima dacă totuși am anticorpi? Te rog, Bogdan, te rog, Mirel, păi, hai să ne apropiem repede de tot, zic. Da. Repede de tot, că las pe Mirel. Deci, e foarte logic ce spui tu, dar tot în emisiunea ta am spus că și israelienii au demonstrat asta, că anticorpii de la coronavirusul ăsta sunt de două tipuri. Ei au spus. Și că se pot vedea prin testul N. Adică există anticorpii de la vaccin, uh-huh, și există anticorpii de la trecerea prin boală. Noi n-am știut până acum treaba asta, că nouă ni s-a promovat tot timpul că e vorba de aceiași anticorpi. Da. Ori e normal, dacă tu te vaccinezi și ți se introduce secvența aia din proteina spike, care se multiplică în organism, organismul tău va crea un număr de anticorpi doar la proteina spike. Deci e un anticorp de proteină spike, că pe care el îl vede după aia anticorpul la tot ce poartă proteina spike, deci găsește și virusul. Întrucât tu ai în continuu anticorp prin vaccinare într-un număr foarte mare, corpul tău este alert în continuu doar la proteina spike, pe care o identifică oriunde, în alte celule, în virus, în orice, și o atacă. E logic. Dacă, în schimb, ai trecut prin boală, tu ai un număr de anticorp dat de organism, pentru că organismul tău știe foarte bine exact câți anticorpii trebuie, nici mai mult, nici mai puțin decât să se lupte cu virusul. Deci el produce acel număr de anticorpi. Numai că anticorpii de la trecerea prin boală sunt anticorpi care recunosc virusul în integralitatea lui. Adică toate proteinele componente, și spike, și lipida, că ți-am zis că am ajuns să studiez de n-am crescut în viața vieților mele, că voi studia inclusiv chestii moleculare, genetice și așa ceva. Deci este logic că sunt două tipuri de anticorpi. De aia și ruda ta, din punctul ăsta de vedere, anticorpii care erau alerți în organism tot timpul, i-a oferit protecția față de venire. Și aici vin că faptul că s-a îmbolnăvit în spitale, știi ce vorbeam noi, că medicii că nu se testează, nu se vaccinează, poartă boala de la un pacient la altul, dar nu o reluăm pe asta. Acum, în sine, se pune problema, dom'le, până la urmă, ce e mai bine? Adică că s-a demonstrat că anticorpii de la vaccin își pierd la un dat eficiența. Aici încă nu se știe, și aici discută și mari specialiști, da? Și că de-aia trebuie tot timpul făcut apel. Adică tu practic ești tot timpul ca o bombă cu anticorp, cu o bombă cu anticorp, ca să păstreze. Și e adevărat că susține că având anticorpi alerți tot timpul, virusul când vine în momentul ăla, îl dilesc ăștia imediat, scade și încărcătura virală și transmisibilitatea, dar și în momentul ăla să treci la forme grave, pentru că tu ai foarte mulți anticorpi. Dar tu recunoști doar acea proteină spike, care la un moment dat poate să se ducă în alte celule, să ajungă și corpul tău să-și atace cu anticorpii alte celule ale tale. Adică sunt probleme de încredere. Iar aici politicienii care vin, să nu ne mai ducem după fenta asta, pentru că fenta există. Și uite, mă uit la comentariile spectatorilor noștri. Ei rămân în carantinați acolo, ca să zic, în discuția, bă, vaccinați, nevaccinați, suntem împotrivă, ce e cu alea, nu mă vaccinați, dacă mor, nu știu ce. Deci noi nu suntem antivacciniști aici. Și eu, ca și telespectatorul tău, Alex, sunt tot din generația aia, am făcut toate vaccinurile copilăriei, nu sunt diliu la cap, adică nu sunt, dar eu observ ce se întâmplă și vreau să ne distanțăm de discuția asta medicală, pentru că eu am ajuns cu ea la saturație, Robert, te rog să mă crezi că nu știu, eu port acum o discuție cu unul de ăsta, cu genetician, cu nu știu ce, cu tot, nu zic că sunt mai bun ca el, dar înțeleg ce zice, ceea ce acum un an, bă, abar n-aveam, mă duceam ca vaca. Cu toții, mă, deci de-a venit cu Atunci uite că cu asta termin, imediat. Vă las imediat să ziceți. Dar ceea ce, în schimb, e meseria mea, și înțeleg că și a noastră ca jurnalist, bă, asta nu pot să nu observ. Adică cum politicienii și autoritățile folosesc această învrăjbire
segregare, acest model pe care l-a introdus ușor, ușor, ușor și duc să taie libertăți, drepturi și tot ce se întâmplă, fără explicații, fără să știi nimic, secretizări peste secretizări și Bogdan, uită-te și tu, deși există reacții masive de la jurnaliști, specialiști și tot, agenda politică se duce mai departe și mi-e teamă că ne vorbim degeaba. Bogdan, dacă stai puțin, domnul Tătăriciu, imediat, imediat, vreau doar să-l salut pe ascultătorul nostru din Italia care ne-a sunat și mă interesează să știu ce se întâmplă în Italia, dar rog să aibă un pic de răbdare după ce ascultăm comentariul domnului Tătăriciu. Deci sunteți pe fir, Italia e pe fir, ne așteaptă domnul Tătăriciu acum însă, vă rog. Perfect. Nefiind medic, nu fac niciun comentariu privind anticorpii, nu mă pricep. Vreau să vă spun însă un alt lucru. Ați citat acea reacție și pe mine m-a uimit acest lucru, că în România s-a viralizat între atâta că un ziar din Hamburg, un ziar foarte mic, tabloid, un ziar mic, pistol, care nu este un ziar nici măcar regional, este un ziar mai puțin important. Poate pentru hamburghezi, unii dintre hamburghezi e interesant. A dat un titlu, a spus o insultă, a publicat o insultă la adresa noastră ca români. Eu vă spun un lucru, asta mi-amintește de vorbele lui Jirinovski din anii 90, când la un moment dat i-a făcut pe români tale echivale hoți de buzunare. Și știu că la Conferința Mondială a Drepturilor Omului, cred că de 94-95, când eram corespondentul României Libere la vremea respectivă, l-am văzut pe Jirinovski și am spus, dom'le, cum ai putut să faci așa ceva? Și el mi-a spus, dom'le, asta e pentru presă. Și în momentul acela i-am spus, ok, ia o foaie de hârtie și, dom'le, cere scuze. Și Jirinovski și-a cerut scuze. Contactați ziarul respectiv. Lucrurile nu stau așa. Văd că românii sunt foarte sensibili când un ziar de gang îi face proști Europei sau idioți Europei. Haideți să nu dăm importanță unor lucruri neimportante. De acord, da. Vă rog. Italia, bună ziua. De unde ne sunați? Bună ziua, domnul. Știm. Da, bună ziua, domnul Turcescu. Vă rog. Amedeo mă numesc. Da, ascultăm, domnul Amedeo. Deci, discursul e un pic mai complex. Eu nu sunt nici împotrivă, nici pentru, sunt, să spunem, neutru, ca și mulți români de aici din Italia care își fac testele în fiecare zi, de cele mai multe ori pe banii lor, sau mai sunt și anumite societăți care fac un compromis și spune, da, domnule, nu vrei să te vaccinezi, plătim noi testul. Bun. Se face un test la fiecare două zile. Întrebarea este alta, pentru că foarte multă lume nehotărâtă privește anumite informații care vin din exterior sau vin de la persoane informate. Aici este o societate care se cheamă AIA, ceea ce înseamnă Institutul Italian al Sănătății, și au publicat zilele acestea un număr de 18.500 de cazuri vaccinați care au efecte secundare foarte grave. Și au spus clar că pe perioadă mare după vaccinare, însemnând 6 luni, un an, 2 ani, pot apărea foarte multe efecte secundare. În același timp, apar din ce în ce mai mult discuții referitoare la efectele secundare, pentru care nimeni nu își asumă responsabilitatea. În momentul în care am avut și am colegi de servici care în urma vaccinului a rămas paralizat pe partea dreaptă, nu mai poate munci, nu mai poate face nimic, nu beneficiază de nimic. Asta e un verdict medical, vă întreb, că a rămas paralizat vaccinului? În urma vaccinării. Da, în urma vaccinului. Bun. Verdict spus de medic din clinică specializată. Dumneavoastră înțeleg că nu v-ați vaccinat. Cum trăiți în Italia astăzi în condițiile în care nu v-ați vaccinat? Că trebuie să intrați la magazin, trebuie să vă duceți pe acolo, pe acolo, la muncă. În ce fel vă descurcați? Facem teste PCR la fiecare două zile. Pe bune, și asta nu vă plătește angajatorul aceste teste sau le plătiți dumneavoastră? Jumătate, jumătate. Dar de ce faceți chestia asta? Adică vă e frică de efectele secundare ale vaccinului? Ați luat o decizie împreună cu medicul că nu vă puteți vaccina? Încerc să înțeleg care e raționamentul. Raționamentul este că prima, înainte de toate, teama. Vă e efectele secundare. Dar nu vă e teamă că s-ar putea să muriți
din cauza coronavirusului? Nu, pentru că aici sunt tratamente. Ce în primele faze ale bolii sunt anticorpi monoclonali. Sunt, Costă enorm anticorpi monoclonali și chiar și tocilizumabul costă foarte mult. Da, dar în momentul în care tu lucrezi aici cu acte în regulă, plătești taxe, ai un medic de familie, ești asigurat, ți se fac pe asigurarea medicală, fără niciun fel de problemă. Ok. Bine, mulțumesc foarte pentru mult. Că aici, Da. Vă rog. Pentru că aici este foarte important să lucrezi cu acte în regulă, să plătești taxe, să fii asigurat, să ai un medic. Pentru că sistemul medical italian funcționează și funcționează bine. Mulțumesc foarte mult pentru acest apel. Mirel Palada, te rog, hai să încercăm scurte concluzie. Aș mai fi stat, dar mi se pare la un dat că cred că nici nu știu cum sunteți voi cu timpul. Domnului Todoriciu, i-am promis că suntem în legătură directă un sfert de oră și am ajuns la aproape două ore. La fel vouă, deci am un sentiment. În același timp trebuie să spun că sunt mii și când spun mii, spun peste 3.000 de oameni care în permanență, unii au mai intrat, au mai ieșit, au venit alții, dar în permanență au stat în aceste aproape două ore de live la această discuție, comentând, furnizând informații de asemenea foarte importante, vrând să fie participanți. E fabulos, e minunat, de-aia zic, fără a fi sentimental, dar mă înclin, o treabă nemaipomenită ați făcut astăzi, faptul că ne da și nouă speranța și încrederea că, bă, chiar mai putem construi niște zone în care să dialogăm civilizat și să spunem lucruri. Da, te rog, Mirel Palada. Da, și pentru mine este o surpriză deosebită faptul că după aproape două ore de emisiune este lume ca la începutul emisiunii, ba chiar mai mult. Exact, înseamnă că este un subiect foarte, foarte gustos și iată că nu ne-am plictisit nici noi să stăm mai mult decât credeam, nu s-au plictisit nici telespectatorii noștri. Nu e prima dată când îți spun tot o chestie personală, la fel cum ai spus și tu. În primăvară am trecut prin boală, printr-o formă foarte gravă, era să mor. Și am avut anticorpi la vremea respectivă să dau la un sat întreg. Mi-am făcut vaccinul mai degrabă dintr-un motiv formal, pentru a avea acces la certificatul verde și pentru a nu fi îngrădită libertatea de deplasare în alte țări. Principala problemă a momentului actual, a lipsei de încredere, așa cum spunea Alex Popescu anterior, este legată și de faptul că se forțează această înregimentare formală în baza de date. Cine face vaccin, toată lumea care face vaccin este băgată în baza de date. Cu ce scop? Avem anumite voci care sunt suspicioase, există o teorie a conspirației, că stai că ăștia vor să facă altceva cu noi, că este o formă de control social. Nu știu dacă este așa sau nu, dar eu îți spun care este o componentă de opinie publică, la fel cum alții zic, lasă-o dracu de treabă, că oricum mă urmărește ori de câte ori car iPhone-ul după mine, știe securitatea unde sunt, deci nu e nevoie de încă o bază de date suplimentară. Problema este următoarea. Ai o grămadă de oameni care au trecut prin boală, forme mai mult sau mai puțin grave, conform celui mai recent sondaj Sociopol, sunt cam 20% din români care se declare că au făcut COVID-ul. Deci ei știu că l-au făcut, înseamnă că au avut simptome suficient de puternice, de vizibile, încât să zică, da, domnule, l-am făcut. Nu mai vorbesc de asimptomatici care s-ar mai putea să mai fie și ei vreo 20% din populație. Ei au o problemă, o ciudă, un resentiment. Eu știu că am mai mulți anticorpi decât vaccinatul. Exact ce spunea și Bogdan Comaroni, felul în care reacționează corpul tău după ce ai trecut prin boală este mult mai puternic decât vaccinarea. Și unii din ei zic, băi, eu nu vreau să fac toți pașii formali, să mă duc, să mă ia DSP-ul în evidență, să dau cu subsemnatul, să mă frecați voi la cap cu carantinarea. Am fost bolnav cu o persoană fizică. Băi, stai puțin, caranteză scurtă, Mirel. Și eu am făcut la fel. M-am autoizolat anul trecut, era o formă ușoară, dar mi-am pierdut gustul, mirosul, mi-au revenit după câteva zile. Am zis, bă, ce să fac, mă sun acum la DSP, mă ia în evidență. Dar n-am plecat din casă, am avut chestiunea asta. Așa am procedat. Și ca mine, sunt convins, cum spui și tu, Milioane, da, te rog. Milioane de români. Te rog. Și care zic, eu ar trebui să fiu liber, pentru că oamenii de știință...
Oamenii de știință, biologii, vin și îmi spun: tu ai suficient de mulți anticorpi, nu mai ești așa de irresponsabil, că ai trecut prin boală, da, da, și nu mai prezinți un asemenea risc și de răspândire și de făcut boală gravă. Și atunci ar trebui să am și eu drepturile pe care le au vaccinații. Și pentru asta ar trebui să mi se dea voie să fac un test, să arăt că am suficient de mulți anticorpi și să intru în rândul oamenilor liberi. Da. Aici este una din principalele componente ale supărării sociale. Cum de se face această împărțire între cetățenii corecți, ghilimele, cetățenii disciplinați care s-au vaccinat și cetățenii primitivi care au trecut prin boală și nu au aceleași drepturi? Și eu sunt total de acord în privința felului în care vaccinarea conferă o protecție în privința cazurilor grave. Domnul din Italia venea și spunea: bă, mie nu mi-e frică că o să mor, pentru că îmi dă statul tocilizumab. Am să vă dau o veste proastă. Eu am scăpat cu tocilizumab. La vremea când nu se discuta despre tocilizumab, am avut noroc că la vremea respectivă s-a găsit așa ceva. Dar să știți că dozele de tocilizumab sunt foarte puține. Și dacă este să aștepți să scape viața, să scapi din chestia asta, să nu mori, pe bază de tocilizumab s-ar putea să mori. Pentru că sunt foarte puține doze, costă foarte mult, se fac mult mai greu decât antivaccinurile, pentru că, ce să vezi, anticorpii monoclonali sunt atât de complicați de făcut încât durează. Tot globul se bate pe anticorpii monoclonali și nu vă așteptați cumva să vină cineva în marea lor generalitate să vă dea niște tocilizumab. Că s-ar putea să nu primiți așa ceva și să muriți cu zile. Și atunci Robert are dreptate, discursul oficial, statul are dreptate, medicii au dreptate, vaccinarea este the next best thing. Adică te vaccinezi, cap de situația gravă în care s-ar putea să mori. Altminteri, nicio problemă, ești un om liber, cum sunt și eu un om liber, treci prin boală, dar este riscul mult mai mare să mori. Nu numai că e riscul mult mai mare să îi îmbolnăvești și pe alții, și aici intrăm într-o componentă de solidaritate socială. Să zicem că suntem noi primitivi și nu ne interesează de ceilalți. Suntem niște egoiști medievali și nu vrem să fim ca austriecii sau ca nemții, să acceptăm componenta de solidaritate socială. O lăsăm pe aia la o parte. Da, mă, dar o să mori. O să mori pentru că nu te-ai vaccinat dacă n-ai trecut prin boală. Dacă ai trecut prin boală, ai avut noroc. Pentru că au fost unii care au trecut prin boală și n-au avut noroc. Și sunt zeci de mii în România în această situație. Îți accepți riscul ăsta? E ok. E ca și cum ai merge cu mașina la 150 la oră și zici: bă, eu mă pricep să merg cu mașina. Ok, mergi cu 180 la oră. Bă, eu mă pricep să merg cu mașina. Mergi cu 220 la oră. Îți crește exponențial riscul să mori. Ești priceput? Încalci legea, ai altă mâncare de pește. Dar discutăm numai din punct de vedere al riscului. Știi să ții o mașină la 220 de km la oră? Ok. Dar s-ar putea să nu știi să o ții. Și s-ar putea să mori. E același lucru și cu boala. Îți asumi un risc, depinde cât de mare este riscul. Și riscul de a muri pentru că nu ți-ai făcut vaccinul este mult mai mare decât riscul de a muri din cauza efectelor secundare ale vaccinului. Punct. Punct. Corect. Restul e teoria conspirației. Da, da. Adică sunt oameni care pot să discute două subiecte care sunt considerate contradictorii. Pe de o parte să te vaccinezi, cum sunt eu, cum ești tu. Pe de altă parte să discuți despre problema limitării drepturilor. E greu de conceput pentru unii chestia asta. Da, da, dacă nu încercăm să și nu reușim să ajungem la, hai să numim chiar performanța de a disocia aceste chestiuni, de a le așeza fiecare în dreptul fiecărei borne de gândire, lucrurile devin extraordinar de complicate și adeseori se duc într-o zonă extremistă. Deci, fraților, trebuie să avem capacitatea asta ușor, ușor să disociem aceste spețe, pentru că altfel o să ne luăm de gât în curând la propriu vaccinații cu nevaccinații. O să ne luăm de gât la propriu nevaccinații, la un moment dat unii cu cei care sunt puși să verifice QR code-ul. Deci va fi o nebunie întreagă. Intrăm într-o stare de conflict permanent. Mă duc spre domnul Todeliciu și facem turul de final, rugându-l cu să ajungă la sau să ne transmită o concluzie din punctul dumnealui de vedere în legătură cu discuția de astăzi. Absolut de depus, nu că am făcut eu doar am moderat discuția, dar e această
extraordinară capacitate de sinteză și analiză a celor care au fost invitați, atât cei pe care îi știți deja, că e vorba de Mirel Palada, Alex Odericiu sau Bogdan Comaroni, dar și cei care au intervenit. Mi s-au părut foarte bune observațiile lor. Domnul Odericiu, vă rog. Domnule Turcescu, ceea ce organizați aici este un lucru meritoriu, pentru că doar prin comunicare și prin schimbarea de opinii despre astfel de o situație atât de confuză, putem pe aceia care nu s-au vaccinat încă să îi convingem să se mai gândească și poate se vor vaccina. Astfel aflăm lucruri noi și din perspectiva austriacă vă spun, soluțiile austriece sunt cele asumate de politicienii austrieci. Soluțiile românești sunt cele asumate de politicienii români. Putem să le comparăm, putem, foarte bine a spus domnul Palada, e foarte important să vedem dacă comparăm mere cu pere și în statistică de multe ori lucrurile ne joacă feste și precizez și cu asta închei. Eu personal am studiat și am un doctorat în științe politice la Viena, n-am studiat la Paris, tatăl meu a fost profesor universitar la Sorbona. Da. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați invitat și urez tuturor celor prezenți, cât și cei care ne ascultă și se uită la noi, să rămână sănătoși și sper că se vor vaccina. Mulțumesc foarte mult, domnul Todoriciu. Bogdan Comaroni, concluzii la discuția de astăzi. Sunt multe, să știi, multe aprecieri la adresa ta, Bogdan, pentru că, deși, sigur, poziția ta este clară, ai spus lucrul ăsta legată de faptul că, domnule, ai ajuns să studiezi ca jurnalist lucruri la care nu ne-am fi așteptat vreodată că ajungem să le citim. Am început să, da, despre celule, despre ARN mesager, despre tehnologia vaccinurilor. Am ajuns să citim în limba chineză, m-am ajuns să dau cu Google Translate încercând să citesc, că eu nu mai, de exemplu, am o mare curiozitate ca jurnalism. Eu nu știu ce se mai întâmplă în China, mă, de unde se spune că a plecat această nenorocire. Eu nu știu care e situația acolo. Și ajung să încerc, bine, nici în ziarele lor nu prea scrie, dar, băi, se întâmplă ceva, mai e lockdown, ăia cum fac, mă? Cum de, câți au murit la ei? Care este situația, da? Te rog, Bogdan. Da, nu mai avem timp în emisiune, că da. Ți-aș spune și ce am studiat pe China și da. Pe astea, deci cu tot. Dar eu atâta vreau să spun și ca o concluzie pentru mine. Eu aș vrea ca lumea, cum a zis și Mirel, că nu vreau acum să intru cu Mirel, că poate fi inversat tot discursul lui și el știe din punctul ăsta de vedere. Adică să spun că invers, că și ăia care se vaccinează mor și dacă te vaccinezi și nu știu ce se întâmplă, poți să mori și așa mai departe. Poți să inversezi tot discursul lui, dar vezi că am picat exact în ceea ce eu nu vreau să picăm. Am picat și eu în capcana asta și am stat în ea vreo 4-5 luni cât am studiat toate astea. Vreau să concluzionez, ca să nu se spune că facem o teorie a conspirației, și îl rog chiar pe Mirel că să intre pe net, că e foarte simplu. Deci să intre la pagina oficială a Gavi. Gavi este Alianța Globală pentru Vaccin. Să vadă cine sunt acolo în alianța aia, să vadă care sunt obiectivele, de ce sunt obiectivele, ce se întâmplă, inclusiv în alianța cu Mastercard și cu totul, adică cu tot ce se va plăti și cu toate astea. Deci nu sunt teorie conspirație, de-aia nu vreau să le dezvolt eu, că după aceea spune lumea, astea sunt interpretările lui Comaroni. Nu! Intrați, căutați GAVI, care e Alianța Globală pentru Vaccin, căutați și nesumim. Da. Așa. După aia căutați ID2020, deci ID2020, care, iar vedeți cine face parte din ID2020 și ce se dorește cu ID2020 și o să găsiți că aici se găsește că este singura formă de a da o identitate digitală tuturor celor 7 miliarde de oameni ai planetei, folosindu-se de un vaccin, deci să se înțelege, nu de ce conține vaccinul, adică băgăm ceva în vaccin ca să le dăm identitate globală. Asta încă nu știm. Nu știu, deocamdată teoria conspirației, poate că nu e, poate că e un fals de rahat și e în regulă, dar aici ce este oficial, ID2020 zice că o să se dea o identitate digitală, adică un CNP universal, pe mai pe scurt, pe întreaga planetă, într-o bază de date digitală, folosindu-se de faptul că lumea va fi vaccinată. Și atunci vin la Mirel și zic, Mirel, studiază toate treburile astea,
Hai să ne depărtăm de capcana asta, vaccinați, nevaccinați și nu știu ce. Sigur, e foarte bine, medical, trebuie să avem încredere în medici, deși la noi e foarte greu să mai creadă cineva în sistemul medical, ceea ce e o greșeală, că au reușit să-i îndepărteze pe oameni de la medici, să-i învrăjbească cu medici. Este ceva înfiorător ce se întâmplă în România. Dar du-te la aceste chestiuni, vezi de atunci care e faza cu certificatul digital, dacă nu cumva seamănă cu tot ce e acolo. Și mai vezi o chestie care determină pe oameni să plece de la vaccinare. Adică, bun, vrei să ne bagi în bazele alea de date, să ne dai identități, dar, repet, ca să le obții pe alea, trebuie să fii tot timpul branșat la cel cu ar. Tot timpul trebuie să ai acea identitate digitală. Și am studiat, dar nu dezvolt, că iar o să fiu conspiraționist. Uitați-vă pe aceste site-uri, sunt oficiale, sunt la vedere. Și dacă te testezi, repet, nu ești branșat tot timpul, că poate am nevoie să intru undeva doar o dată sau de două ori pe an. Așa e la fel cum nu pot să-mi iau ITP zilnic sau la trei zile și că în rest țin mașina în garaj. Nu, ca să fiu branșat la acest ITP digital, ID, digital universal, trebuie să fiu numai prin vaccinare. Nu, repet, nu că ce conține vaccinul, că mă leagă la nu știu antene sau nu știu ce face cu mine, nu. Deci eu trebuie să am codul ăsta QR. Și în codul ăsta QR vor fi toate la un dat trecute. Că așa spune acolo, la ID 2020 și la Gavi. Stări de sănătate, toate alea, venituri, proprietăți. Și eu. Am înțeles, da, te rog, uite, caută Gavi. Și ID 20. Este exact miezul controversei. Felul în care... Atâta vreau să spun. Deci atâta vreme cât tu secretizezi toate astea, cât excluzi testarea, excluzi toate alea, păi îndepărtezi pe oameni de la scopul tău cu vaccinul. Total de acord. Lumea vede reversul. Adică vede, bă, ăștia vor să mă vaccineze cu orice preț, nu este altceva decât vaccinarea cu orice preț. Asta se și vede. Păi, și lumea vrea să întrebe, bă, de ce vrei tu să știi despre mine totdeauna, tot timpul? Tu ești specialist. Tu față de mine ești specialist în așa ceva, da? Asta e meseria ta. Deci tu înțelegi cel mai bine cum îi îndepărtezi pe oameni, de fapt, cu acel mesaj, că și eu, jurnalist cu Turcescu, acum, dacă am vrea să ne apucăm împotriva la ce poți tu ca sociolog sau tot și să faci și să asta, nu ți-am putea face față. Deci ai deduce clar că lumea e îndepărtată, de fapt, de la vaccinare, că tot ce se face prin secretizare, prin tot ce vrei să faci și asta, și că nu mă lași și mă îngrădești drepturi și libertăți, reacția inversă este să te atac, să am frondă, să vin la tine cu toată faza asta. Și mai rău, când ne împarți în oameni, care unii spun că, unul spune așa, eu m-am adresat, să știu, psihologului și am un articol întreg cu asta, un interviu foarte interesant și trec repede. Deci unii se vaccinează, cum au zis și aici, de frică. De frica de boală. E frică de boală, n-ai ce să faci, e frică de boală, se vaccinează, n-au nicio treabă. Alții se vaccinează, e un mic care zice, băi, e cool, e nu știu cum, e nu știu cum. După aia se vaccinează unii pentru că sunt influențați de ceilalți care zic, bă, poate că am făcut o greșeală, poate n-am vrut să mă vaccinez. Dar fă și tu, că dacă am făcut-o, eu te trag după mine, adică după principiul românesc, bă, și capra vecinului. Unii nu și-au pus nicio întrebare, s-au vaccinat ca să intre la mall. Da. După aia au fost, asta vreau să zic, aveam categoria cu mall-ul, cu job-ul, cu nu știu ce, cu limitările. Da. Deci sunt probleme sociale pe care sunt clar, pe care vin cu astea. Și aici Mirel poate să-ți spună, și de-aia rog eu pe Mirel, uită-te, te rog, pe Gavi, uită-te, te rog, pe ID 20, fără teoria conspirației, fără nimic. Chiar gândește, încearcă să te pui în pielea progresului, unui om progresist, citește acolo și o să vezi ce se întâmplă atunci și cum va fi viitorul certificatului verde, cum se va transforma să conțină toate datele, cum va fi o aplicație care stă în telefon, care stă cu tine împreună, să scris acolo, sunt la vedere. Nu e teoria conspirației, dar nu vreau, aș putea să vorbesc foarte mult despre asta, cum pot să vorbesc acum despre monoclonal, despre tot, de sunt, am citit ceva, Robert, nu aș fi vrut în viața mea să ajung să cunosc toate astea. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Comaroni. Asta le trebuie. Mirel, te-a provocat, Bogdan, mai vrei să adaugi ceva sau ne oprim? Hai că suntem de două. Nu, Bogdan are perfectă dreptate, este vorba despre această temere privind controlul social. Da. În China se întâmplă deja și pe măsură ce tehnologia este din ce în ce mai dezvoltată, oamenii se întreabă, bă, de ce vrei tu să te bagi în libertatea mea? Ce te mănâncă pe tine în fund să știi tu întotdeauna unde sunt, ce fac, să dau socoteală tot timpul? Pentru că asta este tentația statului atotputernic. Spune, mai o chestie foarte scurtă, că ieri a venit știrea că, care altă temere, na? Că
Deci în Australia, unde știm toți ce îngrădiri sunt acolo, că ei au ajuns să facă apel la comunitatea internațională, apărați-ne pe noi, că nu... Deci nu se mai pune problema că ne-am vaccinat sau nu. Acolo se pune problema la ce drepturi și limitări sunt, încât purtătorii de cuvânt și apărătorii drepturilor și mulți vaccinați, că n-au avut încotro. Spun că pentru un număr de cazuri infim, că noi dacă am avea în România doar 40 de morți pe nu știu ce perioadă de timp, cu nu știu câte cazuri, zice că-s nebune aia că fac loc. Da. Am stat în lockdown aproape un an. E, și fac apel către comunitățile internaționale să-i apărăm, să le apărăm drepturile. Fii atent, îți dau un exemplu. Ieri s-a dat știrea că Google, tocmai Google ăla mare, investește în digitalizarea și în tot în Australia $1 miliard. Ca tocmai asta să facă, să fie acel cloud, acele tot în care oamenii ăia sunt... Deci spune, că m-am uitat și eu în afara știrii, m-am dus pe partea oficială, am citit că știrea nu era completă. Zicea doar că Google o să investească $1 miliard în digitalizarea și nu știu ce, în Australia. Și aia m-a ridicat, zic, bă, dar de ce tocmai în Australia, brusc, așa, Google, adică e o chestie acolo. Și m-am dus să văd ce face Google și cum creează baze de date, cloud-uri, tot să dea identitate digitală și mai ales, fii atent, în identitate biometrică cu tot, deci în Google, da? Deci care e asta? Și m-am dus pe știrile astea. Păi eu te întreb, Mirele, când tu, ca român, ca stat român, vrei să îndepărtezi lumea să creadă că tu le bași ceva, că îi vorțezi cu vaccinul, că le faci ceva, că secretizezi, că nu le mai reluăm. Da. Și mai vezi și astfel de știri care, băi, nu știu, la o lună, două, la șase luni, că nu poți să zici că ăștia de la Google se iau după ea cu conspirațiile și zic, bă, hai să le facem și pe astea, că uite, lumea a zis că facem conspirații, hai să le facem, dracu, ca să nu știu ce. Este exact ce spuneam și eu privind relația dintre tehnologie și gestionarea puterii și controlului social. Pentru că atunci când intri pe internet, ești din ce în ce mai forțat să te loghezi cu contul tău, fie de Microsoft, fie de Google, și atunci știe tot ce faci tu, chiar și când îți închipui că ești incognito. Lumea este din ce în ce mai preocupată de faptul că analiza big data, cum ar fi de exemplu a profilelor de Facebook, vine să impieteze asupra libertăților tale. E exact miezul problemei. Și exact asta spuneam și eu, că pot să existe în rândul unor oameni două atitudini care sunt aparent contradictorii. Este o discuție biologică despre Facebook și o discuție politică despre controlul social. Și ăsta este miezul tensiunii în momentul de față. Cum împaci un concept biologic, pentru că noi suntem o generație care suntem cu toții vaccinați, fără QR, fără nimic, te lua la școală și te vaccina de n-aveai aer și nu mai discuta nimeni și nu ne-au crescut deocamdată nici membre suplimentare, nu avem nici chipuri în sânge, că am fost vaccinat în clasa 1-a sau la naștere. Și componenta de control social. Dar problema este următoarea. De ce nu discutăm de chestia asta de control social fără componenta de vaccin? Pentru că asta există de 10 ani. Eu de 10 ani sunt forțat de către Google să mă loghez și pe YouTube și pe Google și pe blog peste tot să știe ce fac. Eu de 10 ani umplu cu iPhone-ul după mine peste tot. Da. Și știe securitatea unde mă duc. Oricum, toate aplicațiile pe care le avem instalate în jucăria asta fac tracking în legătură cu locul în care ne-am dus. Nu știu ce, de câte ori folosim un Waze sau un Google Maps, e clar că lăsăm urme pe unde am fost, unde ne-am oprit, cât am stat, ce am făcut. Și aici diferența specifică este că ăsta este separat de corpul tău. Corect. Pe când vaccinul îți este băgat în corp și atunci apare o temere suplimentară. Apropo de QR code, că tu spui... Exact. De tu vii să intervii asupra libertății mele biologice. Da. Și de unde și toate temerile legate de aoleu că o să fim infertili, aoleu că o să avem 5G. Și este o temă. E o care până la anul 90-2000 era o temă de science fiction. Corect. Și acum încetul cu încetul, un neuromancer și în literatura cyberpunk, și acum încetul cu încetul devine o temă din ce în ce mai mare de actualitate. Bine, le mulțumesc celor care sunt acord cu mine, le mulțumesc celor care sunt împotriva mea, mi-au luat și multe înjurături, mă uit pe comentarii, că și Palada s-a vândut. Nu, am spus chestia asta și o lună și acum 3 luni, am zis și acum 6 luni de zile, sau 5 luni de zile, când m-am vaccinat. Da.
Mulțumesc foarte mult, oameni buni. Mulțumesc Mirel Palada, mulțumesc Alex Odericiu, Bogdan Comaroni, mulțumesc tuturor celor care au sunat și mai sunau în continuare, dar sunt 2 ore deja de emisie pe acest podcast. Nu uitați că suntem în fiecare zi, începând cu orele 12 live aici pe platforma EVZ Play. Abonați-vă la canalul de YouTube EVZ Capital, nu ratați emisiunea asta. Fiți generoși și dați share. E important să audă și alții ceea ce am discutat noi astăzi aici. E important să fim cât mai mulți pe acest canal de YouTube, pe pagina de Facebook evz.ro, pe portalul evz.ro, intrați pentru că o să găsiți și acolo și link-uri către aceste live-uri, dar și multe alte informații. Hai să nu luăm razna nici cu teoria ale conspirației, hai să încercăm să creăm o comunitate aici a oamenilor care gândesc, care nu sunt întotdeauna de acord, dar care pot avea puncte de vedere diferite și pot vedea și nuanțele, adică nu totul e alb sau negru. Nu antivaccinistul n-are niciun semn de întrebare și știe sigur că el nu se vaccinează pentru că poate l-ascultă și pe cel care este pro-vaccin, poate învață ceva și invers și viceversa, cum ar zice Nenea Iancu. Fiți deștepți. Pe bune. E un îndemn bun, cred, în astfel de zile în care lumea o ia razna și sunt și mulți razna printre noi. Și mai presus de toate, să rămâneți sănătoși. Ne revedem mâine, orele 12, pe canalul de YouTube EVZ Capital, la podcastul EVZ Play. Salut!